bună ziua încă o dată. Mă bucur foarte mult să vă văd astăzi aici și că ați dat curs acestei invitații. Social Good Summit Moldova, de fapt, se integrează într-o serie de evenimente globale sub genericul de Social Good Summit, care sub egida Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare are loc în peste 100 de țări, acolo unde PNUD este prezent. Și unul din obiectivele acestei conferințe este setarea, de fapt, noilor obiective de dezvoltare pentru 2030. Și această ședință, această conferință de astăzi este o ocazie pentru noi să proiectăm în viitor și să vedem cum putem să schimbăm lucrurile ca să avem un viitor mai frumos spre 2030. Și am decis în cadrul acestei conferințe să abordăm un subiect foarte important cred, pentru Republica Moldova și este educația. De fapt, educația este un subiect important din punct de vedere global. Am onoarea să vă prezint organizatorii, de fapt, și cei care au venit cu inițiativa de a organiza această conferință. Este vorba de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Ministerul Educației. Am alături de mine și vreau să vă prezint cu multă deosebită plăcere, vreau să vă prezint doamna Dafina Gherceva, care este coordonatoarea rezidentă a ONU în Republica Moldova. Și doamna viceministru Nadejda Cristea, viceministru al educației. Dânsele vor veni cu cuvinte de deschidere, nu, însă până avem pregătit un video adresare din partea doamnei Helen Clark, care este administratoarea PNUD Global. Și dumneavoastră are câteva cuvinte să vă adreseze înainte de deschiderea acestei conferințe despre această inițiativă. Thank you so much for creating a platform for it through the country office and for using it to celebrate the launch of the Sustainable Development Goals. Don't forget to tweet us about it, use hashtag 2030now, and we're really looking forward to seeing and hearing about how your Social Good Summit goes like. Ceea ce ne spune doamna Clark este, de fapt, ne adresează câteva cuvinte de salut și ne vorbește despre faptul că suntem aici ca să încercăm să generăm câteva idei care, într-adevăr, ar putea câteva idei care să se traducă în niște inițiative sociale care ar putea să consolideze societatea noastră și să schimbe viitorul nostru, da? Să ne ajute să construim un viitor mai frumos. Vreau să pun aici momentul de deschidere și vreau să vă rog pe dumneavoastră, doamna Gherceva, să veniți cu Good afternoon, and thank you very much on behalf of the United Nations system for coming today to this event and for being with us to celebrate the launch of the new development agenda until 2013. Bună ziua la toată lumea! Din numele întregului sistem a Națiunilor Unite, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți astăzi aici și sunteți alături de noi, ajutându-ne să dezvoltăm o nouă agendă de dezvoltare către anul 2030. Indeed, having this good social summit today in Chișinău is a very symbolic sense, as Mrs. Clark has mentioned, high-level representatives from all UN member states and their 193 are gathering together in New York to launch the new 17 Sustainable Development Goals. Cu adevărat, cum a menționat adineaur doamna Helen Clark, acest eveniment de lansare a noilor obiective de dezvoltare comportă un caracter foarte simbolic. Anume, astăzi s-au întrunit reprezentanții înalți a 193 de state membre în New York pentru a veni pentru a prezenta cele noi 17 obiective de dezvoltare sustenabilă. After more than 3 years of broad-based consultations and very difficult negotiations, the 17 goals will be approved and their implementation will start. După 3 ani aproape de discuții foarte vaste și de negocieri foarte dificile, foarte complicate, cele 17 obiective de dezvoltare sustenabile vor fi finalmente astăzi aprobate și va începe și implementarea lor. Moldova has played a very active role in conducting broad-based consultations, and last year we have reached out to more than 1,700 people
of Moldova, asking them, what is the future of your country that you aspire for? Moldova a jucat un rol foarte important în aceste consultații vaste care s-au produs. Anul trecut, de exemplu, noi am ajuns până la 1700 de persoane cărora le-am pus această întrebare. Care este viitorul pentru Moldova la care dumneavoastră aspirați? And they told us, we want better social services, we want strong institutions which are free of corruption, we want responsible government, and we want decent jobs. Și aceste persoane ne-au răspuns. Noi vrem servicii sociale. Noi vrem instituții care să funcționeze bine și să fie libere de corupție. Noi vrem o guvernare responsabilă și vrem mai multe locuri de muncă decente. Without having strong educational system, without having well capacitated civil servants, it will not be possible to achieve these aspirations. Însă fără a avea un sistem de educație puternic, fără a avea niște reprezentanți ai serviciului public bine capacitați, cum zicem noi, bine abilitați, este imposibil să obținem aceste obiective. And therefore today at this important event we are together with the Ministry of Education celebrating the new development agenda and highlighting the critical and instrumental importance of education for advancing sustainable development, for peace and security, for national stability. Anume din acest motiv astăzi suntem alături de Ministerul Educației pentru a celebra această nouă agendă de dezvoltare, dar de asemenea pentru a mai sublinia încă o dată care este rolul crucial și instrumental al Ministerului Educației în oferirea de așa fel de educație, dar de asemenea în susținerea unei dezvoltări sustenabile, a păcii și a stabilității. The UN system in Moldova has established very strong partnership with the Ministry of Education and jointly we have achieved a lot, but still this is an unfinished agenda and I'm looking forward to continue this fruitful collaboration. Națiunile Unite au stabilit un parteneriat foarte fructuos cu Ministerul Educației. De comun efort noi am reușit să obținem foarte multe, însă aceasta este o agendă nefinalizată și eu de-abia aștept să continuăm să conlucrăm împreună în continuare. I'm also looking forward to expand our partnership network and reach out to all of you and count on your support because achieving the ambitious sustainable development goals would not be possible without having the contributions from everybody. De asemenea, de-abia aștept să extindem această rețea de colaborare. Aștept să ajung la fiecare dintre dumneavoastră și mizez mult pe contribuția dumneavoastră, fiindcă pentru a obține, să obținem o așa agendă de ambițioasă pentru cele obiectivele cele noi de dezvoltare sustenabilă pe care ni le-am propus, avem nevoie de contribuția fiecărui dintre dumneavoastră. Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, doamne, de ceva. Vreau să ofer cuvântul cele ce urmează, doamne Cristea. Doamne Ghirceva, în rad asistent, vă salut. Trebuie să mă obișnuiesc deja cu acest salut din partea Ministerului Educației. Sunt în acest post doar de 3 săptămâni și știu că toată lumea așteaptă un verb care sună astfel, doamna Ghirceva. Noi vom continua colaborarea cu dumneavoastră și Ministerul Educației în speță și va susține această inițiativă și acest program care îl avem cu dumneavoastră și nu doar cu dumneavoastră, dar toată politica educațională care s-a creat până în august 2015. Acestea fiind spuse, o să mă refer la obiectivul de bază, unul dintre obiectivele de bază a societății contemporane este una dintre competențele digitale, dintre cele 8 competențe europene sau 10 competențe la nivel național. Desigur că această competență nu poate fi doar declarată, ea are nevoie de susținere practică și de educație. Această competență va ajuta elevii noștri, societatea noastră să se integreze în societatea contemporană și când zic societatea contemporană, cu siguranță că nu mă refer doar la ceea ce înseamnă doar Europa.
Mesajul meu clar este pentru elevii care sunt în fața mea și care mă ascultă. Eu vreau această integrare în cetatea noastră care se cheamă Republica Moldova. Nu cred că noi vom putea exista aici fără cerințele acestui secol care trebuie să le îndeplinim, educația digitală. Ministerul Educației aduce la cunoștință că în acest sens, în anul 2015, s-a organizat o gală a laureaților care promovează tehnologiile informaționale din rândul profesorilor și rândul elevilor, care vor aprecia, mai bine zis, care vor utiliza, care au utilizat în mod deosebit IT-ul în educație. În toamna acestui an, 2015, colegul meu va vorbi în mod deosebit, Dan Perciun, vom organiza o tabără de toamnă. Noi suntem obișnuiți doar cu cele de vară, va fi și una de toamnă, care va aduce pentru 25 de instituții, directorii acestor instituții și profesorii, vor pune în discuție leadership-ul educațional, mentorat, optimizarea bugetului, inclusiv aspectul IT-ului. În vara acestui an, în 2015, la Ministerul Educației a acceptat standardele de competență digitală pentru cadrele didactice. Fiecare dintre cadrele didactice ai Republicii trebuie să-și cunoască nivelul care trebuie să fie atins de cunoștință, inclusiv și elevii, pentru a utiliza aceste cunoștințe în procesul educațional. Avem încă două platforme informaționale care... Avem o bibliotecă digitală și o platformă informațională, pardon, despre care ne va povesti iarăși Dan Perciun, care este responsabil de acest domeniu în Ministerul Educației. Deci, ceea ce am înțeles eu și reiterez, la cele 10 competențe pe care noi le avem, foarte importante vor fi să le adăugăm și pe cele 17 care au fost acceptate astăzi. Noi vom acorda atenție acestor obiective, cu atât mai mult că am contribuit la ele, cu atât mai mult că ele sunt atât de necesare și... Noi credem că această dezvoltare de care e atât de necesară și atât de așteptată în Republica Moldova își va continua și va avea amploare, ceea ce contează nu doar pentru noi cei care prezentăm Ministerul Educației, cel mai mult contează pentru cei care sunt în fața noastră, pentru elevii care vor ajunge la momentul când, cunoscând aceste taine ale informaticii, vor aprinde luminițe în ochișori. Și asta contează cel mai mult pentru noi, cei care suntem în educație. Stimată doamne, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții. Vreau să vă invit să vă faceți comod în sală, să rămâneți alături de noi. În cele ce urmează, vreau să invit paneliștii din prima parte a conferinței. Și am plăcerea să invit pe Ana Chiriță, care este director executiv la Asociația Companiilor din Domeniul IT. Te rog frumos să-i loc lângă noi. Dan Perciun, este șeful direcției e-transformare și informatizare în cadrul Ministerului Educației. Veniți mai aproape. La fel alături de noi, în cadrul primului panel, este doamna Galina Petcu. Vă rog foarte mult să veniți lângă noi. Ne este coordonatarea Direcției Politici de Tineret în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova. Și Ana Susarenko, te rog să vii alături de noi. Ana este reprezentant fondatoare și manager la rețeaua de tineri educatori de la Egal la Egal, YPR Moldova. Înainte ca să ofer cuvântul paneliștilor noștri, vreau să vă povestesc un pic despre cum este structurat evenimentul nostru de astăzi. Urmează să avem două panele. În cadrul primului panel, colegii de lângă mine vor povesti despre inițiative care deja există în domeniul educației cu utilizarea inovațiilor și tehnologiilor informaționale. Respectiv, o să avem un pic de posibilitate să discutăm despre ceea ce se face deja. În al doilea panel, ceea ce propun să facem este să ne orientăm spre câteva soluții care ar putea să rezolve niște probleme existente în cadrul sistemului educațional. Și ne-am propus să le concentrăm pe direcția cum
facem tranzitul ăsta de la un sistem educațional cognitiv, bazat pe metode cognitive de învățământ, pe un model care creează abilități și competențe, da? Pe unul care oferă mai mult spațiu pentru practică, pentru care pregătește mai bine absolvenții de piața de muncă. Asta ar fi genericul nostru de astăzi și sperăm spre finalul ședinței, conferinței, să generăm câteva idei. Poate crude, dar să ne orientăm spre soluții, pentru că deja cred că știm foarte mult despre problemele pe care le avem. Haideți să încercăm să găsim astăzi câteva soluții. Ok, aici, astea fiind spuse, vreau în primul rând să ofer cuvântul Anei Chiriță. Te rog foarte mult, Ana o să ne vorbească despre proiectul EduSoft Hackathon. Este un proiect al Mila Balcnud și Centrului de Guvernare Electronică. Excelență, stimată doamnă viceministră, stimați colegi, în primul rând aș vrea să mulțumesc organizatorilor pentru inițiativa pe care au demarat-o și astfel cum este o inițiativă globală, cred că mă bucur să văd că de fapt Moldova se încadrează în inițiativele pe care se lansează și prind rădăcini mai multe lucruri interesante aici. De fapt, concursul sau evenimentul despre care vreau să vă vorbesc este o inițiativă a MindLab, așa se numește, sau MILAB Moldova, și Centrul de Guvernare Electronică, în parteneriat cu sectorul privat și în parteneriat cu Academia sau instituțiile de învățământ. Ideea acestui concurs, de fapt, presupune crearea unor aplicații soft educaționale destul de simple, deci la prima vedere, pentru că nu au un timp foarte mult, în cadrul unor echipe a reprezentanților, sau așa zis, studenți, anii 1-3, care împreună cu mentori din sectorul privat ar putea, și profesori de fapt, ar putea genera idei, sau nu idei, dar ar putea genera soluții pentru câteva idei de aplicații pentru orele de matematică, în care ar putea facilita studiul matematicii mai ușor sau mai interactiv în licee și în gimnaziu. Pe parcursul a 4 săptămâni este vorba de circa 40-45 de participanți care vor fi selectați în bază de concurs. Ei se vor antrena în echipe. Au voie să vină fie în echipa în care deja au creat o echipă, fie separat și pe loc se pot integra în echipe așa cum cred ei că este mai bine. De asemenea, se vor pune la dispoziție câteva teme, 7-10 teme, la care ei pot veni cu acele soluții și aplicații. În final, ceea ce vrem noi să vedem este că avem, de fapt, și un câștigător, aplicația căruia, unul sau mai mulți, hai așa să zicem, aplicația cărora va fi pilotată de către Ministerul Educației în școli, în câteva școli. Totodată, aceste aplicații, deoarece este vorba de ceva mai special, ele vor fi testate de către elevi și de către învățători din selectați de către Ministerul Educației sau la un apel public, deci se pot implica probabil și mai multe persoane, pentru ca să testeze cât de bune sunt și cât de utile sunt și care sunt mai atractive. Totodată, deci, pentru ce se face acest lucru? Nu este doar îmbunătățirea procesului educațional prin anumite aplicații, dar totodată vreau să vă zic că se urmăresc câteva scopuri. Este vorba de deprinderea abilităților practice, ori pentru a forma specialiști, așa cum s-a zis că vrem să corelăm necesitățile pieții și să creăm specialiști care sunt integrați sau recunoscuți atât în Moldova cât și în alte țări. Nu este nevoie doar de competențe digitale, ci este nevoie de foarte mult lucru în echipe, de anumite abilități soft, de anumite abilități de comunicare care, de fapt, în sistemul actual de învățământ se tratează, dar nu suficient. Respectiv, aceste exerciții practice apropie atât studenții de industrie, cât și fortifică relația dintre diferiți actori care
ulterior sunt mai buni, devin mai buni, văd cum se lucrează în echipă, văd cum se lucrează într-un timp restrâns, pentru că ca să aduci un produs într-o lună la viață este destul de, un timp destul de mic și trebuie să lucrezi foarte intens. De-aia și s-a dat denumirea de fapt de hackathon, că hackathon înseamnă coding timp de 24 de ore. Aici este vorba de o lună pentru că vrem un produs cât de cât viabil și palpabil. Respectiv, întrebarea este, deci eu am adus și câteva flyere care astăzi se împart în universități pentru a face apel către studenți ca să aplice, însă dacă sunt printre voi profesori sau dumneavoastră cunoașteți profesori de matematică sau elevi care ar fi interesați să testeze aceste platforme sau aplicații, vă rog foarte mult să vă apropiați și să discutăm despre acest aspect. Eu m-am încadrat, cred că, între ale mele 10 minute. Ok. Da. Eu propun să mergem după principiul să ascultăm toate prezentările. Da, eu la sfârșit. Și o să avem posibilitatea să colectăm întrebări din sală și să răspundem la ele. Dan? Da. În cele ce urmează, vreau să invit pe Dan Crăciun de la Ministerul Educației să ne vorbească despre un nou portal educațional. Dan are o prezentare. Și cumva se creau primele comunități de internauți grupați pe interese. Acum, asta era realitatea în Moldova 2015 și probabil la nivelul comunității cadrelor didactice, astăzi lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Dacă ar fi să caracterizăm, cred că vorbim despre o comunitate dispersă, o comunitate în care există foarte puține noduri și conexiuni. Un lucru care, dacă noi ne propunem să promovăm inovația, ar trebui să-l schimbăm. Și atunci, dacă ar fi să ilustrez cu o imagine ceea ce noi ne propunem să obținem prin această platformă, este ca imaginea anterioară să se transforme și să arate așa. Să avem cu adevărat o comunitate a cadrului redacției care este interconectată, care comunică între ei, care transcede granițele Republicii Moldova, care face schimb de informații, și învață împreună cu elevii și contribuie la calitatea sistemului educațional. Dacă ar fi să răspundem la întrebarea de ce am decis noi să facem această platformă, am pornit de la două aspecte principale. Unul ține de calitatea joasă a discursului public despre educație și am să explic un pic mai târziu ce am în vedere când zic lucrul ăsta. Și doi la mână, ceea ce ține de nivelul de competență a cadrelor didactice astăzi. Dacă vorbim despre discursul public despre educație, eu mă gândeam ieri și am identificat cumva trei indicatori a calității acesteia și primul probabil ar fi reprezentativitatea. Reprezentativitatea înseamnă, din punctul meu de vedere, că toți cei care sunt afectați de o anumită decizie, de o anumită politică, au în egală măsură posibilitatea să se exprime pe marginea acelei politici și să o influențeze. În Republica Moldova, și cred că aici o să fiți de acord cu mine, există un Ministerul Educației care este în centru, și în calitatea sa de autoritate publică centrală dispune de un serviciu de presă, are o pagină de Facebook, are o pagină de internet, se bucură de vizibilitate în rândul jurnaliștilor și asta îi permite cumva și să seteze agenda publică și să informeze dezbaterea. Pe de altă parte, există actanți în sistemul educațional, cadrele didactice, părinții, elevii, care, din păcate, pentru că nu sunt organizați, nu sunt la fel de vizibili în spațiul public și asta nu le permite în egală măsură să influențeze politica statului în ceea ce ține de educație. Și în special în contextul în care noi demarăm reforme în educație, este foarte important ca să avem și să auzim vocile tuturor. Doi la mână, dacă vorbim de complexitatea analizei subiectelor pe care o face presa din Moldova cu privire la subiecte educaționale, eu am încercat să iau ultimul subiect de anvergură referitor la educație, regulamentul directorilor, și să analizez lungimea articolilor din principalele instituții de presă ca să vedem cât de în profunzime intră instituțiile noastre de presă pe subiecte educaționale. Acum, media cred că este undeva în cerca 300 de cuvinte pentru un articol. Publica stă cel mai prost, are 127 de cuvinte. Realitatea 385, newsmakerul este acea instituție de presă care cumva se detașează și într-adevăr încearcă să intre în esența subiectului.
De principiu, cred că și dumneavoastră aveți aceeași experiență, articole de presă de la noi despre educație și nu doar, sunt pur informative. Acolo nu se face analiză, acolo nu se caută surse, nu se citează. De cele mai multe ori fi spre iau comunicate de presă sau spre iau poziția opozanților unei anumite inițiative fără a se face o analiză a veridicității, credibilității, corectitudinii opiniilor expuse. Doi la mână, din nou același subiect, regulamentul directorilor, cât de mult a fost el reflectat. Realitatea avea 5 articole, Publica 1, Jurnalul 4, Agora 3. Deci, de principiu, având în vedere importanța acestui subiect, ce obținem din punctul meu de vedere, probabil presa ar fi putut să facă mai mult. Avem o problemă, din punctul meu de vedere, la nivel de complexitate a discursului. Cât de multă informație și cât de profundă este acea informație care este astăzi disponibilă. Și respectiv, în ce măsură cetățeanul poate face decizii informate în momentul în care ceea ce se oferă e destul de superficial. Dacă vorbim, și al treilea criteriu, al ține cumva de gradul de acoperire a tuturor ciclurilor educaționale. Ce am în vedere aici? Am încercat să fac o căutare pe Google și am notat aici rezultatele pentru diferite sectame. Deci dacă o scriem în Google învățământ general și învățământ preuniversitar, cel puțin la ziua de ieri o să avem 266.900 de răspunsuri. Dacă o să scriem învățământ vocațional, profesional, tehnic, o să avem 22.000 de răspunsuri. Dacă o să avem învățământ superior, dacă scriem învățământ superior 62 și respectiv învățământ special 6.700. Înseamnă că există anumite subiecte sau anumite dimensiuni pe care nu doar presa, dar în general societatea în Republica Moldova se focusează în mod special. Și automat înseamnă că există alte subiecte care rămân în urmă. Nu mai puțin importante, deseori uitate și unde nu neapărat să atrage atenția. E cumva o miopie a societății. Și aici este evident că învățământul special este lăsat complet în umbră. De altfel, un subiect, după cum a demonstrat ultima investigație de la Orhei, foarte dureros. Și unde sunt probleme, dar din păcate societatea nu este focusată acolo pentru că presa acolo nu merge. Și nici noi, colectiv, ca societate, nu prea ne interesează ce se face acolo. Deci există această miopie. Platforma, de principiu, o să încerce, cel puțin, eu sper foarte mult, să remedieze o parte din acele probleme ale discursului public. Și doi la mână, ziceam, din nivelul de competență a cadrelor didactice, ca o problemă. Bineînțeles că aici sunt multe cauze pentru acest lucru, inclusiv calitatea cadrelor didactice care vin în sistem. Da? Cine sunt cei care merg la facultatea de pedagogie, capacitatea sistemului de a păstra oameni în sistem, salarii și așa mai departe. Dar un lucru numai puțin important este și calitatea formării continuă a cadrelor didactice și existența celor comunități în rândul lor care le-ar permite să-și crească abilitatea profesională și să aibă sentimentul că sunt alături de alți cadre didactici care vor să miște ceva în sistem și creează o comunitate, un sentiment de apartenență care cred că e important. E acea cultură la nivelul întregului sistem educațional. Și acum, dacă facem zoom-in pe partea de formare profesională și profesională, ceea ce lipsește după mine e cumva absența comunităților profesionale, cel puțin certitudine în spațiul digital. Din păcate, în Republica Moldova, cadrele didactice, poate dacă se organizează la nivel de raion, mai puțin la nivel de republică, și nu se întâlnesc atât de des. Iar spațiul digital de-ar permite să aibă această comunicare permanentă, care acum este absentă și cumva împiedică, după mine, și inovația și transmiterea bunilor practice. Schimbul de bune practici este limitat, din nou, din aceeași cauză că contactul între cadrele didactice din diferite regiuni ale Republicii este cumva sporadic. Și liderii nu au vizibilitate în sistem. Ar fi foarte fain să avem lideri din rândul directorilor, din rândul cadrelor didactice, care să devină persoane publice și care să canalizeze sau să prezinte o opinie diferită de ceea, de exemplu, ce prezintă Ministerul Educației, pentru că asta înseamnă un dialog pluralist, în jurul căreia societatea s-ar putea ralia. Noi, din păcate, nu avem așa, în engleză, spokesperson, persoane cheie, figuri cheie, care să le asociem, de exemplu, cu cadrele didactice, cu elevii, cu directorii și așa mai departe. Liderii, lipsa unei platforme dedicate schimbului de materiale utile. Din nou, fiecare cadru didactic probabil creează anumite materiale care le utilizează în procesul educațional, care ar prinde bine și altora. Și ar fi fain să aibă posibilitatea să le transmită și altora lucrurile care le-a făcut și sunt calitative și ar putea să fie utilizate. Ca să nu inventăm de fiecare dată hibrid. Acum, care sunt obiectivele platformei mijlocite? Deci, crearea unui spațiu de dezbateri și a unei surse de informare privire la educație pentru toate categoriile, pentru toate categorii afectate de sistemul educațional. Și asta înseamnă elevi, asta înseamnă părinți, asta înseamnă cadre didactice. Doi la mână, facilitarea acelui schimb de bune practici între cadre didactice, despre care vorbeam anterior,
și 3 la mână, crearea celor comunități virtuale. La momentul de față, noi avem deja făcut structura site-ului și urmează să lansăm achiziția săptămâna viitoare, cel mai probabil. Site-ul o să aibă următoarele funcționalități de bază. Deci o să avem știrile care o să afișeze. Pe lângă asta o să avem posibilitatea de a crea propriul tău blog în funcție de categoria, în funcție de cine ești, deci cadrul didactic, elev sau, nu știu, funcționar la minister, de exemplu. O să avem un forum, o să avem posibilitatea de a-ți crea, de a crea evenimente și de a notifica alte persoane din rețea referitor la evenimentele pe care le-ai creat. Deci dacă tu în raionul Telenești te-ai decis să faci un eveniment dedicat educației, îți vine mult mai ușor atunci altor persoane potențial interesate să le comunice acea informație. Exact același lucru ține de oportunități, aici ține de oportunități de dezvoltare profesională care ar trebui să devină astfel mai vizibile. Știrile o să fie, grupate în funcție de nivelul educațional la care ele se referă. Și evenimentele o să poată să fie, de exemplu, vizibile, destul de simplu, pentru că în funcție, dacă ai posibilitatea să faci click pe o anumită dată, ca să vezi ce se întâmplă în ziua respectivă în toată Republica, dacă cineva ceva organizează. Așa o să arăte o pagină de știri, la nivel de structură. Ceea ce ține de design, asta e pasul următor pe care o să-l fac cu compania pe care o să o contractăm. Asta e structura, cu alte cuvinte, lucrurile o să arate mai frumos, bineînțeles, dar structural o să aibă cam acele funcționalități pe care o să le prezinte pagina respectivă. Lucrul ăsta există psihotare, ca să fie foarte clar, noi nu inventăm aici bicicleta, există modele care funcționează, de exemplu, în România. Pur și simplu, modelul nostru o să aibă niște funcționalități suplimentare care nu există acolo. În România zice didactic roșu, pentru că cadrele noastre didactice utilizează cel puțin o parte din ele. Asta este un site similar din Chile. În contextul respectiv apare întrebarea unde este inovația prin această inițiativă, dacă în fond ea există și peste hotare. Și sunt două aspecte pe care țin să le menționez. Unul la mână, cum s-a elaborat structura site-ului. Împreună cu ajutorul UNDP-ului, cu un grup de consultanți, am mers și am făcut ședințe repetate inițial cu elevii, am colectat de la ei așteptările, după care ne-am întâlnit cu cadrele didactice, am colectat așteptările, ne-am întâlnit cu reprezentanții ministerului, am văzut ce așteptări are ministerul la un asemenea portal, după care am elaborat o structură, structura respectivă din nou am mers cu ea în consultare la elevi, la cadrele didactice, la minister, pentru ca să colectăm feedback-ul și în baza la toate aceste sugestii să fie creat un produs final. Din păcate, în Republica Moldova procesul ăsta se întâmplă destul de rar, chiar și atunci când vine vorba de politici publice. Da? Nu sunt consultanți de toate părțile. Și este un lucru care s-a făcut aici și sper că asta o să ducă și la un produs final cât mai calitativ și care este cât mai aproape de așteptările beneficiarului final. Și doi la mână, cumva platforma noastră o să comaseze 3 chestii. Vorbim de un site de știri, vorbim de o bibliotecă digitală care permite să faci schimb de materiale între diferite cadre didactice și 3 la mână e o platformă de comunicare. Tu ai să ai profilul tău pe platforma respectivă, poți trimite un mesaj unui alt cadru didactic, unui elev, poți inițiezi o discuție. Deci cumva o să încercăm să remediem acele carențe care eu le anunțasem în începutul prezentării. Cred că e important și asta, ca să există transparență. Bugetul pentru asemenea proiecte este undeva de circa 30.000 de dolari, plus minus, și planificăm să-l lansăm în aprilie-mai 2016. De principiu, eu mi-aș dori foarte mult ca după un an de la lansare, sau în 2 ani de la lansare acestui portal, comunitatea cadrelor didactice în Republica Moldova să arăte așa ca imaginea care este pe ecran. Dacă nu o să ne reușească lucrul ăsta, cred că asta o să fie un rezultat fantastic. Dacă nu o să ne reușească măcar jumătate, să deja o să fie un rezultat bun și un pas semnificativ înainte. În cazul în care sunt persoane care adumiți devine parteneri în acestui proiect, într-un fel anumit, sunteți bineveniți și Ministerul de Educație este mult mai deschis. Vă mulțumesc! Da, mersi foarte mult! Era o întrebare interesantă de unde e inovația. Da? Eu cred că noi, la capitolul inovației, trebuie să încercăm să rămânem în contextul Republicii Moldova și să privim inovația ca un pas înainte față de ce avem la moment. Da? Clar lucru că societățile occidentale sunt mult mai avansate și din punctul ăsta de vedere, respectiv nu întotdeauna modelele care există la doi sunt aplicabile aici. Da? Uneori, și nu întotdeauna noi avem resursele să implementăm sau să încadrăm în sistemul nostru alte sisteme complexe. Respectiv,
mă bucur că există această inițiativă. Eu cred că este una absolut logică, să scrie logic, o să avem posibilitatea să discutăm un pic mai mult despre acest proiect după ce terminăm prezentările. Dan, îți mulțumesc încă o dată foarte mult. În ceea ce urmează, avem două vorbitoare care o să ne povestească despre un proiect care este, înțeleg că, în implementație, în parteneriat. Este vorba despre participarea tinerilor în transparență. Și primul vorbitor este Galina Petcu. Te rog frumos să ne spui, Galina, despre ce este vorba și ce vreți să schimbați. Bună ziua încă o dată. Eu mă numesc Galina Petcu și este vorba despre tinerii pentru transparența în educație. Este un proiect care se implementează începând cu luna mai anul trecut. A fost o provocare mare să implicăm 22 de licee din 12 regiuni și peste 500 de tineri de beneficiari direcți. Acest proiect a fost implementat de către Consiliul Național Teritoriul din Moldova împreună cu Fundația pentru Dezvoltare, în parteneriat cu rețeaua IP Moldova și Ministerul Educației, bineînțeles. Scopul lui a fost implicarea tinerilor în una din cele mai strigente probleme din Republica Moldova, și anume corupția, dar noi ne-am propus nu doar să le vorbim tinerilor despre corupție, ci să îi implicăm direct prin stimularea dezvoltării unor soluții inovatoare propuse chiar de ei. Și dacă la început părea o idee interesantă de a merge în licee, de a discuta cu tinerii, mai apoi am văzut că, de fapt, ei conștientizează această problemă și o resimt mult mai sensibil decât am putea să discutăm noi cu ei. De aceea, în prima etapă, noi am mers în fiecare liceu în parte, unde am avut întâlniri cu tinerii și în 22 de licee au fost create 22 de nuclee, grupuri de tineri care au analizat care sunt fenomenele legate de corupție care ei s-au confruntat. Ei le-au discutat, dezbătut și mai apoi au discutat despre acest subiect și cu colegii lor. Astfel, în mai, practic, au fost implicați, după cum vedeți, 545 de elevi din cele 22 de licee, cât și, aparte, au avut loc 4 focus grupuri cu profesori și părinți, anume pe subiectul corupției în școli. Paralel cu proiectul a fost implementată și campania Aici nu se copiază. Este o campanie care, de fapt, a fost organizată în ajunul bacalaureatului pentru a motiva tinerii să nu copie la BAC și să aibă motivația de a învăța și de a se pregăti de aceste examene. Tinerii nu doar că au lipit anumite panouri pe undeva în locurile de afișaj în școli, cât și ei au organizat un șir de activități în școli. Aici vedeți doar un exemplu, a fost un desen pe asfalt în cadrul unui liceu din raionul Ielobeni, dacă nu greșesc eu. După ce noi în mai am discutat atunci cu tinerii, am creat 22 de nuclee de tineri, noi ne-am întâlnit iarăși cu ei în toamna anului trecut. Am discutat cu ei despre cum se scrie un proiect și cum se implementează un proiect. Ei au gândit un șir de soluții și le-au pus pe foaie, care mai apoi, iată, vedeți aici, ei sunt în procesul de consultare, au analizat care sunt problemele, au discutat despre fenomene cum ar fi mita, favoritismul, corupția, copiatul, plagiatul, ca să vină cu anumite propuneri de soluții inovatoare pentru a le soluționa. După cum vedeți, ei au organizat mai multe activități pentru a consulta tinerii din întreaga comunitate, inclusiv au implicat profesorii și părinții în acest proces. După care, deja în noiembrie, noi am organizat un concurs de granturi la care au fost depuse 17 proiecte. Chiar puteți vedea lista instituțiilor de învățământ care au participat, din care au fost selectate doar 7 propuneri de proiect. Au fost selectate, practic, cele mai inovatoare soluții care urmează a fi multiplicate și în alte instituții de învățământ. În noiembrie, de asemenea, a fost organizată și Ziua Internațională Anticorupție aici în Chișinău, la care au participat peste 100 de tineri. Ei au organizat un flash mob prin care își exprimau poziția față de faptul că corupția nu trebuie să existe, mai ales în instituțiile de învățământ. Lucrul cel mai interesant pentru noi și, iarăși, a fost pentru noi ceva inovator, faptul că noi am invitat tinerii care au câștigat acele 7 proiecte și împreună cu ei am creat prototipurile acelor soluții. Ce înseamnă aceasta? Ei au venit cu niște idei
foarte interesante, ca, spre exemplu, să creeze un site pentru liceu. Dar ei nu au gândit ce va conține acest site sau cum va arăta acest site. Și atunci noi cu ei am încercat să creăm prototipul site-ului. Adică am discutat în detaliu ce va cuprinde acest site. A fost un proces destul de interesant, ca tinerii la urmă să poată deja să aibă o idee foarte clară ce își doresc ei să implementeze în liceele de unde vin. Astfel, aici vedeți doar câteva din activitățile care au fost implementate și se implementează în continuare. Sunt filmulețe, diferite materiale promoționale, site-uri, sesiuni de informare, mese rotunde, dar vreau să menționez că noi nu am acceptat doar întâlniri și mese rotunde, care deja cred că au plictisit și tinerii. Ei au decis să invite părinții la școală, ca să discute în formă de joc sau teatru sau simulări anumite situații de corupție în școli. Aceasta a fost ceva nou și deja ei au atras și părinții în activitatea lor în școală. Cât și, bineînțeles, au încercat să, prin caricaturi, prin festivaluri de satiră, să arate diverse situații ce se întâmplă în școală și să motiveze tinerii deja să aibă o atitudine față de fenomenele legate de corupție. Proiectele sunt încă în desfășurare, chiar dacă ei trebuia să le finalizeze încă în luna iunie acestui an. Site-urile lucrează, activitățile continuă, acele nuclee care au fost create inițial activează și în continuare, ceea ce ne bucură foarte mult, faptul că tinerii se implică și au foarte, foarte multe idei interesante. Eu astăzi am pregătit doar un model din ceea ce au creat ei, este vorba despre un filmuleț, care se numește, de fapt, ești ceea ce găsesc și nu ceea ce copiez, pe care aș vrea să-l arăt. Nu știu dacă poate cineva ajuta, unde eu a fost să-l arăt. Acolo, da, la capăt, nu de o coloniță, la urmă, da? Vor tineri și vor profesori. Vox profesor, nu, nu este aceasta. Vox profesor. Da, gata, am găsit. Ion vrea să devină medic. Irina vrea să devină profesoară. Valeria vrea să devină judecător. Cu toții o să devină produsul a ceea ce au copiat. Acesta a fost filmulețul, a fost creat de un grup de tineri de la Corlăteni. Ei au fost ajutați de Centrul Media pentru Tineri, însă eu nu am vorbit de foarte multe activități care au fost organizate în cadrul proiectului, printre care și piese de teatru social. Deja am să zic pe colega mea, Ana, să vorbească mai mult despre acesta. Mersi mult, Galina! Bună ziua tuturor! Eu, în primul rând, aș vrea să spun că mă bucur foarte mult că astăzi, când toate guvernele sau aproape toate guvernele țărilor lumii adoptă cele 17 obiective de dezvoltare sustenabilă, noi suntem aici și discutăm despre educație. Educația este, de fapt, unul dintre obiective, dar mai mult ca atât, educația este prioritatea numărul 1 a mai mult de 80% din respondenții la consultările efectuate în cadrul agendei post-2015 sau în procesul de lucru asupra agendei post-2015. Mai mult de 80% din participanți au fost tineri și mai mult de 60% au spus că educația este prioritatea numărul 1. Inclusiv în Moldova, unde noi am încercat să consultăm tinerii prin diferite metode, pe lângă faptul că noi am mers în teritoriu și am discutat cu ei, ei au avut și ocazia să ne trimită postcarduri, da, felicitări și să ne spună ce cred, care ar trebui să fie prioritatea numărul 1 a guvernului.
când vine vorba despre tineri. Și mai mult de 50% au spus că prioritatea numărul 1 este educația. Tinerii cumva văd educația mai aproape de ei, este domeniul care interesează cel mai mult, dar totodată văd educația ca oportunitatea de a dezvolta economic, social, țara în care noi locuim. Noi, în cadrul proiectului Tinerii pentru Transparență în Educație, am încercat să... Nu știu unde este... Așa. Am încercat să lucrăm cu tinerii din aceleași instituții în care au avut loc și celelalte activități, prin a implica într-un proces mai amplu de lucru. Da? Nu doar de a participa, de a asculta, de a fi parte a unor concursuri sau activități, dar chiar de a face ceva. Ceea ce ne-am propus noi să facem împreună cu ei, pentru că da, eu sunt de acord că dezvoltarea informațională și tehnica ocupă acum primul loc, însă totuși nu toți tinerii au acces și chiar dacă au acces, nu toți tinerii au capacități de a utiliza aceste lucruri. Ne-am încercat să folosim inovația un pic mai, să zic așa, mai simplu la nivel de comunicare și am încercat să facem cu ei teatru social. În cadrul scenelor de teatru social sau un lucru cu ei în procesul de creare a unei scene de teatru social, noi am avut trei obiective. Primul a fost să analizăm sau să discutăm cu ei și să vedem ce fel de cunoștințe au ei despre transparență în educație, ce înseamnă pentru ei un sistem de educație sau educație de calitate, ce înseamnă pentru ei acces la educație de calitate, așa cum sună și obiectivul de dezvoltare sustenabilă după 2015. Am încercat să vedem cum au obținut ei aceste cunoștințe, pentru că, da, noi mergeam cu o campanie în care spuneam aici nu se copiază, dar noi suntem siguri că pe lângă această educație non-formală și informală și în sistemul formal de educație li se spune același lucru, dar să vedem ce știu ei despre asta și cum aceste cunoștințe îi ajută pe ei sau cât de multe cunoștințe ei au. Aceasta fiind primul obiectiv de a analiza și de a vedea nivelul sau volumul de cunoștințe pe care îl posedă și cel de-al doilea obiectiv care rezultă din cunoștințele pe care le au, dar care este mult mai dificil, este de a vedea dacă aceste cunoștințe îi ajută să-și formeze anumite atitudini sau dacă cumva participarea lor în procesul acesta de consultare, de lucru, de discuții, de creare, de propunerea unor idei inovative, i-a ajutat să-și schimbe atitudinea față de educația proprie și de ce nu față de educația celor din jur. Pentru că foarte mulți tineri știu că nu este bine să plagiezi, că nu este bine să dai mită, că nu este bine să mizezi pe faptul că profesorul se închide ochii la examen. Dar în același timp, atitudinea lor față de aceste lucruri nu se schimbă. Ei știu că nu este bine, ei au acele cunoștințe, dar foarte greu își schimbă atitudinea. Da, am auzit la școală, ok, și mai departe consideră că o să ajungă la examenul de bacalaureat de clasa 12 și de Doamne să nu lucreze camerele de la vedere. Am încercat să schimbăm aceste atitudini, am încercat să vedem sau să găsim mijloace prin care cunoștințele lor ar putea sau ei ar putea să-și analizeze mai mult cunoștințe și să ia atitudine și să aibă niște atitudini sănătoase. Și cea mai grea etapă și cel mai dificil obiectiv și optimist obiectiv pe care noi l-am propus a fost să educăm și un comportament responsabil. Ei obțin anumite cunoștințe, o parte dintre ei reușesc să-și schimbe atitudinea față de sistemul de educație, față de educația lor, și cel mai dificil este să schimbăm comportamentul și să aducem în rândul tinerilor un comportament responsabil față de propriul lor proces de educație. Ne bucurăm foarte mult că chiar dacă nu toți acei tineri care au început să participe la acest proces, o bună parte din ei au ajuns la etapa finală, au ajuns la acea etapă în care prin comportamentul lor educau deja celorlalți semeni un... anumite valori sănătoase, da? În special pentru că unul din obiectivele proiectului a fost aici nu se copiază sau spune nu copiatului, în special acest mesaj a fost adus de tineri seminilor lor și tot această schemă de lucru sau toate aceste obiective au fost realizate doar de tineri, pentru că accentul s-a pus pe educație de la egal la egal și pe implicarea lor în
oferirea de cunoștințe, în analiza cunoștințelor, mai târziu în formarea de atitudini și discuția asupra atitudinilor și, desigur, implicarea lor în adoptarea unui comportament responsabil. Aici avem mai multe poze de la mai multe evenimente și din mai multe localități în care tinerii au prezentat scenele de teatru social. O scenă de teatru social întotdeauna este axată pe patru etape la care ei toți au participat. Prima a fost să discute acest subiect, să-l înțeleagă foarte bine, a doua să-și elaboreze un mesaj propriu al lor, pe care vor să spună celorlalți tineri și pe care vor să spună de ce nu factorilor de decizie, administrației din instituția lor, autorităților locale și tot așa mai departe. A treia etapă este etapa de prezentare sau etapa de creare acelei scene de teatru social care conține mesajul și care neapărat reflectă cunoștințele pe care le-au obținut. Și cea de-a patra etapă este ține de discuțiile care au loc după prezentarea scenei de teatru social. Discuții care se împart în două nivele, discuții cu personajele care au jucat în scenă și discuții cu actorii. Acesta a fost și momentul în care ei au încercat să transmită acele mesaje, dar totodată și să educe acel comportament responsabil. Am zis că nu toți tinerii care au început au ajuns până la final în acest proces. Ei undeva și-au dat seama că nu reușesc să facă față sau și-au dat seama că nu neapărat îi reprezintă și că nu pot să facă acest lucru, însă mai mult de jumătate dintre ei au mers până la final și chiar au creat scene de teatru social pe care le-au prezentat nu doar în școli, dar întregii comunități și au discutat despre acest subiect. Mai mult ca atât, ei au venit cu o idee inovativă, care au numit-o ei, eu nu voi copia la BAC pentru că, și au lansat-o atât în școlile în care ei își făceau studiile, cât și online. A fost o campanie pe Facebook înainte, în ajunul examenilor de bacalaureat, în care toți postau mesaje cu motivele din care ei nu vor copia la BAC, fără să aștepte ca să li se spună de la Ministerul Educației sau de la administrația școlii că nu trebuie să copiezi la BAC, pentru că ei au început să-și creeze aceste mesaje individuale pe care le-au transmis și aici am luat doar patru dintre ele. Unul, de exemplu, a fost eu nu voi copia la BAC pentru că nu vreau să mă umilesc. Ei înțelegând și cântărind oportunități sau beneficiile de a copia sau nu. Un alt mesaj a fost că nu voi copia la BAC deoarece vreau un viitor mai bun, nu voi copia la BAC deoarece sunt inteligentă, nu voi copia la BAC deoarece nu suport minciuna. Și pe lângă faptul că ei au înțeles că acesta nu este o atitudine și un comportament pe care îl vor, ei chiar au venit cu anumite mesaje foarte clare către ceilalți tineri. Desigur că asta nu este destul pentru a schimba comportamentul în întregime a tinerilor față de educație sau de a cultiva un comportament responsabil, dar a fost un început care ne-a demonstrat că tinerii sunt capabili să înțeleagă și că noi putem să le schimbăm acele atitudini. Vreau să zic la început și am să zic la sfârșit că eu atunci când eram studentă și când eram elevă auzeam foarte puțin să se discute despre educație în presă, auzeam foarte puțin să se discute despre educație la evenimente naționale și tot așa mai departe. În ultimii trei ani, de când au început consultările pentru agenda de după 2015, eu am participat la foarte multe evenimente la care s-a discutat despre educație. Chiar dacă Dan îmi spunea că presa nu intră chiar în detalii, eu cred că noi am făcut un progres în cel puțin abordarea subiectului de educație în presă și prezența lui și discuția lui în presa noastră. Cred că trebuie să continuăm pentru că noi în cadrul teatrului social întotdeauna spunem că arată-mi și voi uita, spunem și voi uita, arată-mi și poate voi ține minte, implică-mă și voi înțelege. Deci cred că implicarea tinerilor în continuare și aportul lor la tot ceea ce se întâmplă poate să ne aducă acea înțelegere pe care noi ne-o dorim și acel comportament responsabil pe care îl dorim. Mulțumesc! Da, mersi foarte mult! Da, zi-ne, te rog frumos, a fost cineva care a scris sincer că nu voi copia pentru că risc să fiu prins?
Cred că da, pentru că am avut în jur de 1000 de poze care au fost. După aceea, noastre de Facebook sunt toate, eu am selectat doar 4, dar cu siguranță că au fost, nu voi copia, pentru că, de fapt, ideea de să mă umilesc ar fi aceeași, pentru că dacă îl prinde știe toată lumea. Nu voi copia, pentru că sunt camere de luat vedere, cu siguranță că a fost. Super, da, mersi, mersi foarte mult. Vedem din cadrul acestui panel că, de fapt, inovația este un termen relativ și cred că unul din... Până la urmă este cum folosim inovația și ce este inovația în contextul nostru. Cred că acest subiect o să reapară de câteva ori. Avem posibilitate pentru ceva timp să adresăm întrebări vorbitorilor. Dacă vreți să aflați detalii mai multe despre proiect, vă rog, aveți ocazia acum să faceți chestia asta. Sau să vă dați cu părerea despre ce ați auzit. Sau poate vreți să împărtășiți o idee pe care o faceți voi sau ați auzit că există ceva similar în altă parte. Vă rog frumos, cine are curajul să spargă gheața? Eu aș vrea să intervin pe aceste atitudini frumoase a copiilor. O mică doleanță este să vă prezentați în momentul în care... Eu am la Viena, psiholog. Deci eu am lucrat 10 ani în liceu Prometeu și la un moment dat am făcut o cercetare pe valorile copiilor, valorile profesorilor și valorile familiilor. Și a fost foarte interesant să vezi că, de fapt, în clasa întâi, pentru copii, autoritatea supremă este învățătorul din clasele primare. Ei de multe ori sunt gata să se certe cu părinții, fiindcă doamna învățătoare le-a zis că așa este corect. Deci, cu alte cuvinte, școala, într-adevăr, educă valori. Dar aceste valori, oricum, în clasa 6 se modifică, deoarece pentru mulți copii a prelua valoarea școlii înseamnă a intra în conflict cu valorile din familie. Respectiv, a lucra cu părinții pe a copia nu înseamnă a câștiga, dar de fapt este o pierdere personală pentru un copil care are capacitatea de a studia și a-și confirma și el și altora cum este capabil, el este important să se lucreze și cu părinții. Pe de altă parte, este vorba și despre o problemă sistemică, când copiatul se învață în sistem. Și atâta timp cât nu investim în integritatea cadrelor didactice, care susțin copiii să învețe și nu îi dezamăgesc prin a crea un sistem în care câștigi atunci când ești corupt. Da? Fiindcă este foarte bine, dar pentru un copil care ajunge în clasa 12 să se confrunte cu o experiență de corupție în sistem, ar fi dezamăgitor. Și toate aceste lecții, cumva, el nu mai este în păcat cu el și în punctul ăsta de vedere este esențial să investim și în cadrele didactice și în statutul lor și în selecția lor și în sistemele de motivare pe care le avem astăzi ca să menținem personalități integre în sistem. Pentru că dacă stau să mă gândesc de cine țin minte eu din anii mei de liceu, sunt modele sociale. Deci până azi țin minte și numele lor și lumele lor. Sunt că majoritatea erau femei, asta este, dar fiecare dintre ele ar putea să nu fie un model pentru cine sunt eu azi, ca profesor, ca membru al societății, etc. Respectiv, sunt super activități, exerciții, eu sunt sigură că acești copii chiar cred că copiatul este ceva negativ. Și ar fi frumos ca această atitudine să se mențină, deși datorită modelilor pe care le-au în școală, modelilor de profesor. Ar însemna că îi traumatizăm noi. Absolut, mersi foarte mult. Într-adevăr, nu putem să schimbăm atitudinea, dar trebuie să aibă loc și schimbarea sistemică pentru ca ele să... Pentru că inovația să aibă loc. Să aibă loc schimbarea, într-adevăr. Ana, vrei să zici ceva? Da, vreau, dar pentru că mi-a plăcut foarte mult acest model și sunt absolut de acord și vreau doar să duc un exemplu cu un tânăr dintr-o familie social vulnerabilă care a participat la mai multe activități și care, venind la Chișinău la activitățile noastre sau fiind cazat aici undeva, având anumite condiții de dezvoltare, se comporta într-un anumit mod. Mai târziu pleca acasă, dar el revenea în sistemul din care a ieșit când a venit la noi. Revenea în aceeași familie, cu aceiași părinți care nu neapărat susțineau ceea ce el învăța la instruirile din Chișinău, în aceeași școală în care practic toți îl discriminau din anumite motive și la un moment dat, invitându-l la un nou eveniment, el a spus foarte clar, eu nu mai vreau să vin pentru că în zadar fac ceea ce fac, eu nu pot să fac nimic în comunitate. Deci, asta cred că este cel mai bun feedback pe care l-am primit vreodată, că este nevoie de a interveni nu doar la nivel de educare a tinerilor prin programe de
educație de la egal la egal, dar este nevoie de a interveni mai adânc în sistem, în familie, de a lucra cu toți actorii implicați. Ceea ce noi putem să facem foarte bine este educație de la egal la egal și asta facem, dar avem nevoie de suportul celorlalți parteneri pentru a lucra și cu ceilalți actori. Ok, cred că asta este o întrebare deschisă, cum putem să influențăm cadrele didactice, în acest sens, care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție. Am impresia că am mai văzut rămâne cineva, dorește, dar vă rog foarte mult. Vreau, dar de fapt era cam același lucru, vreau să continuăm în multe ani despre importanța implicării părinților și inițiativelor cu părinții. Avem multe organizații non-guvernamentale care au proiecte în educația parentală, din păcate noi nu avem prea multe rezultate. Pentru că și proiectele, din toate analizele care au fost făcute, sunt cam de aceeași speță. Formări pentru părinți, ori părinții nu acceptă așa ceva. Iată aici este nevoie de inovație și de soluții, cum am face ca să părinții să fie mai aproape de tineri, asta este una. Și a doua, cum am educat tinerii ca ei să devină personalități integre și să poată să influențeze opinia părintelui. Pentru că dacă el zice eu renunț pentru că nu sunt înțeles acasă, înseamnă că nu este suficient ce s-a făcut pentru acest tânăr, pentru integritatea lui. Și asta este probabil că ar trebui să găsim o soluție la această problemă. Ce să facem ca și părinții să fie implicați, dar și tinerii să înțeleagă că și ei pot să influențeze părinții, că prin ei tot putem ajunge în familie. Cred că aici avem nevoie nu de o singură soluție, de un set de soluții complexe, da. Pentru că, în mod clar, da, pentru că vorbim de abordare sistemică, atunci da. Nu mai zicem că o singură soluție poate rezolva ceva în această țară. Da. În orice domeniu. Vă mulțumesc foarte mult. Vrea cineva să mai expună la acest... Te rog foarte mult. Am o întrebare generală. Vă rog mult să nu uitați să vă prezentați, da, să ne cunoaștem. Sunt elev în clasa 12 și sunt și reprezentant de BVT-ul. Am o întrebare generală. De unde vine reticența profesorilor de a utiliza metodele digitale? De ce aceștia nu doresc să se schimbe, să implementeze metodele noi digitale? Și cum? De ce se rezumă doar la tablă și la cred? Da, probabil e și diferență. Nici o diferență de vârstă totuși care își pune cuvântul, pentru că a învățat ceva nou la începând cu anumită vârstă nu este atât de ușor. Doi la mână, voi cumva din start sunteți mai avansați decât ei și atunci a apărea mai puțin informat în fața elevilor nu este neapărat o poziție în care ei se simt foarte confortabil, având în vedere că tradițional ei trebuie să fie figura de autoritate în clasă și atunci pe acest subiect, având în vedere că ei din start au un handicap, nu neapărat sunt gata să-și arate slăbiciunea și să ceară ajutor de la voi. Și trei la mână, cred că vorbim pur și simplu și de disponibilitatea dispozitivelor digitale la ei acasă. Cred că foarte mult cadre didactic și ținând cont de situația socioeconomică, nu neapărat au un calculator acasă. Și atunci, când tu utilizezi doar la școală, nu e un obiect familiar pentru tine, cum ar putea să fie. Oare este chiar o problemă accesul la computere astăzi? Am impresia că... Dacă mi-aduc eu bine aminte statistica... Penetrarea internetului este de peste 66% în Moldova. Da, penetrarea... Respectiv... Dacă nu greșesc, în 60% din familie din Moldova există calculator. Ceea ce înseamnă că trebuie sunt 3 persoane care au acces acolo. Probabil dacă în familia respectivă este un copil cu vârstă 15-16 ani, el este utilizatorul primar și atunci dacă cadrul didactic are 45 de ani, mai puțin îl utilizează. Mai ales, eu cred, dacă... Apropo, eu speculați, dar ar putea să fie un lucru interesant. Având în vedere că cadrele didactice în Moldova sunt majoritar doamne, nu e exclus că în familie de obicei sunt bărbații cei care utilizează calculatorul și doamnele cumva au mai puțin acces la el. Păteți și această discrepanță în familie, la nivel de acces. Nu știu, eu sunt poziție. Da, e clar că este nevoie de a înțelege mai bine acest aspect, dar am impresia că din experiența proprie știu că, într-adevăr, destul de mulți moldoveni au acces la computere într-un fel sau altul, altceva este ce se întâmplă cu aceste computere acasă, pentru ce sunt utilizate. De regulă asta este la noi Skype, Facebook, de doamne Google-o leacă, da, dacă ceva. Și cam atât. Dar nici atât. Deci, dar cum că voi din teren, da? Deci eu sunt și lector universitar. Eu nu avem cabinete personale care să avem un calculator personal. Noi nu avem biblioteci digitale unde să avem acces la informație ușor, da, pe care să o iei, să stai să-ți faci un curs. Lucrând la catedră, și eu niciodată nu am avut un singur serviciu, eu din 3,
asta ești nevoit să faci ca să nu ajungi să stai cu mâna întinsă. Lucrând la catedră, eu nu aveam nici suficient timp ca să conceptualizez un curs pe care să-l pun să arate frumos. Mie este mult mai ușor să aduc toate cunoștințele mele și să vin cu câteva notițe în fața studenților și să vorbesc despre o temă. Pentru a face un curs, același banal PowerPoint, eu am nevoie de timp. Eu am nevoie de timp și spațiu, ori la moment, astfel cum e calculată norma didactică, ea nu-ți permite. Eu discutam cu pedagoguri care deja ies la pensie. Zic, doamna Repita, o să-i zic cum este renumit pedagog, că toată viața a predat. Zic, doamna Repita, așa toată viața trec până a doua noapte să stau să mă pregătesc și a doua zi să încep dimineața orele și așa că am trecut până acum stau. La ora două noapte și pregătesc cursul, a doua zi să fiu gata în fața studenților. Respectiv, norma didactică a unui cadru este foarte mare. Și lucrând în liceu, oamenii ăștia toată ziua stau și verifică lucrări. Și își acumulează ore de lucru ca să aibă un nivel de trai decent. Și asta este un alt aspect al sistemului care merită a fi gândit. Cât timp are acest om să se dezvolte pe el ca specialist, să investească în copii cu care lucrează, să aibă timp să facă și o prezentare, etc. Sau mie tare mi-a plăcut prezentarea lui Dan când zice că sunt materiale, informații care pot fi bune practici, care pot fi postate pe site-uri. Lucrul ăsta probabil ar simplifica activitatea fiecărui cadru didactic, l-ar inspira și cel puțin din punct de vedere a conținutului, a prezentării, ar avea un suport. Dar ceea ce este astăzi este dificil. Nu că nu ar vrea profesorul sau că nu ar putea. Nu zic, sunt persoane cărora le este mai ușor să deseneze un poster pentru să facă o prezentare în PowerPoint. Sunt și de ăștia, valorificăm experiența lor, dar sunt mulți care pot, dar fizic nu au timp și spațiu. În acest context, ca să continui, dar vorbim despre cadrele didactice, dar și perspectiva lor. Vreau să vă întreb pe voi, Galina Șană, care a fost reacția profesorilor la proiectul vostru, care a fost relația cu elevii care au participat în acest proiect cu profesorii, dacă ei s-au confruntat cu o atitudine foarte pozitivă, dar poate reticentă? La început, la prima ședință, practic, când organizam întâlnirile cu elevi, bineînțeles, veneau și câțiva profesori ca să vadă despre ce discutăm noi cu tinerii, mai ales că discutasem foarte mult în toate scrisorile noastre de informare, erau menționate subiectele ca mita, plagiatul, copiatul și iată, doamnele veneau așa cu un carnețel în mână ca să vadă despre ce vă discutăm noi cu tinerii. Și atunci vedeam cum tinerii imediat se simțeau ca la școală. Noi intram, vedeam deodată toate băncile într-o parte, așezam cu toți în centru, într-o semicer, ca ei se simt așa, nu în școală, chiar dacă noi eram în incinta școlii, profesorii erau undeva în spate și copiii gata. Erau foarte liniștiți, nu veneau cu opinii, încercau să nu atingă subiectele cum ar fi cadourile sau favoritismul. Și atunci ne rugam profesorii pentru o jumătate de oră din activitate să ne lase doar cu copiii să discutăm. Și după aceea îi invitam din nou. Pentru că tinerii după o jumătate de oră de dezbateri, de discuții, se simteau destul de încurajați și motivați ca să vorbească direct pe aceste subiecte. Și atunci profesorii, când vedeau că tinerii vin cu atâtea idei interesante despre cum poate fi dezvoltat liceul, cum, ca spre exemplu, acele site-uri, care la început păreau, a, ok, pentru ce ne trebuie nouă liceul nostru un site? Ce o să ne dea asta? O să stați voi acolo și o să vă jucați în jocuri pe site. Așa, asta a fost prima reacție. Dar mai apoi, când au fost implicați profesorii în crearea acelui design a site-ului, a conținutului, în faptul că tinerii chiar au venit cu ideea de a crea acel catalog electronic în care se poate și părinții să aibă acces, să vadă ce note au elevii sau părinții se poate să vadă chiar ce subiecte a studiat tânărul în acea zi sau profesorii care pot să posteze anumite articole pe care le gândesc utile. Deja au început să se implice mult mai mult întreaga administrație a școlii. Chiar la conferința finală, foarte mulți profesori, directori din instituție au menționat că s-au schimbat un pic atitudinea și deschiderea, comunicarea dintre profesor și elev. A devenit într-un mod mai
de la egal la egal, cât și mult mai prietenos, au început împreună să caute soluții. Deja nu erau ca două grupuri total separate. Elevii cu soluțiile lor, profesorii cu soluțiile lor. Chiar dacă la început noi am separat un pic, pentru că inițial a fost creat un studiu în aceste școli. Au fost acele focus grupuri cu părinții aparte, cu profesorii aparte, cu copiii s-a discutat aparte. Și fiecare venea cu soluții din perspectiva lui, adică din perspectiva grupului. Profesorii spuneau că sunt, poate e vina părinților care sunt plecați și ei sunt gata să compenseze cu bani lipsa de atenție sau grija asta de a face lecțiile cu copiii. Părinții spuneau că, de fapt, profesorii sunt obligați să aibă grijă copiilor să învețe bine, iar copiii spuneau că și ei poartă o parte din vină, dar ar fi mult mai interesant dacă și părintele și profesorul ar putea să colucreze împreună. Foarte interesant. Eu cred că este totuși un exemplu în care putem să vedem clar că elevii tot ar putea să devină agentul schimbării în relația cu cadrele didactice. Propun să păstrăm această notă, pentru că pe ea cred că tot o să revenim în sesiunea următoare. Între timp vreau să vă invit la o pauză de cafea. Avem posibilitatea să comunicăm un pic informal. Vă rog foarte mult să rămâneți pentru sesiunea a doua, pentru că de fapt ne propunem să avem o discuție, un format interactiv. Așa că rămâneți, vrem să auzim și părerea voastră. O anunț o pauză pentru 10 minute, vă rog mult. Pauza este în curs. Mă rog lângă mine. Cine? Okay. Și poate colegii din dreapta vor să vină mai aproape, că sunteți tare departe. Haideți să avem o sesiune mai informală, mai lejeră. De fapt, despre ce vrem să discutăm astăzi este în contextul inovațiilor, în contextul educației din Republica Moldova, reieșind din propria experiență și ceea ce ați văzut în altă parte, haideți să încercăm să vorbim despre în ce măsură școala și mediul academic formează abilități, dacă ne-am mișcat cumva în direcția asta în ultimii ani, începând din 90 încoace, dacă se fac progrese și ce ar trebui să se întâmple din acest, adică ce ar trebui să se întâmple în acest domeniu și cum ne putem. Pentru că, într-un final, școala și universitatea este un serviciu public, da? Și cum acest serviciu public poate fi optimizat și eficientizat, astfel că, până la urmă, ea pregătește cadre pentru piața de muncă. Cum putem să facem ca acest serviciu public să devină mai bun în contextul chemărilor sau în contextul provocărilor pieței de muncă și secolul 21 pe care le avem azi, din punct de vedere financiar și economic. Și vreau să vă prezint vorbitorii noștri. Noi atât de comod am comunicat la cafea încât am impresia că toată lumea deja se cunoaște. Vreau să vă prezint pe Tatiana Buianina. Tatiana este psiholog și lector universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Lângă mine este doamna Valentina Chicu, sunteți de la Ministerul de Educație, direcția învățământ preuniversitar, șef direcție. Și lector Universitatea de Stat din Moldova. Și lector exact. Și doamna Ana Virdici, dumneavoastră sunteți șef la inspectoratul școlar. Doamna Chicu, sunteți cea mai bogată experiență, cred că aveți să ne spuneți multe. Da, probabil cea mai bogată experiență. Da, și pentru vorbitori, hai să încercăm să facem intervenții 5-7 minute și după asta să implicăm și colegii într-o discuție. Eu mă gândesc acum de la ce aș putea începe într-un cerc atât de restrâns și să începem mai interesant decât a fost în prima parte a zilei și eu vreau să vă propun să vedeți mai întâi o poză. Poza asta mă inspiră, eu am să mă ridic și am să vă arăt tuturor. Eu cred că este, cred că merg eu să vă arăt poza respectivă. O vedeți? Da. E foarte frumoasă. Da. Eu am să am răbdarea și am să trec la fiecare și am să reușesc și să comentez în acela timp. Ia uitați-vă ce poza vă arăt. Da? E un copil care a mers pentru prima dată în clasa întâi. Ăsta e copilul. Știi cine e nepoata mea? Fetița asta e nepoata mea. Ea a mers pentru prima dată în clasa întâi. Vă aduceți aminte cum ați mers dumneavoastră în clasa întâi? Da. Ați așteptat ziua asta?
Ce ați așteptat? Două mere, dar să le mănânc la școală? Că va fi mai bine ca la grădiniță. Da, că va fi mai bine ca la grădiniță. Ați mai așteptat ceva? Eu, ca și părinte, când mi-am dus copiii la școală și când a mers nepoata mea la școală, eu am avut o singură așteptare. Ca pe parcursul tuturor zilelor, cât se va afla copilul la școală, să fie tot așa de fericit ca în prima zi. Dar dacă acum o să vă amintiți și dumneavoastră, cam pe la ce vârstă sau cam pe la ce lecție, pe la ce profesor ați zis, nu mai vreau la școală. A fost așa ceva. Cu fiecare dintre noi s-a întâmplat lucrul ăsta. De ce se întâmplă așa? Pentru că sunt niște așteptări probabil care nu se întâmplă. Au fost dezamăgiri. Și atunci eu mă gândesc la câteva aspecte. Eu mă gândesc la cuvântul misiune, la misiunea instituției de învățământ, misiunea școlii, ce trebuie să facă școala. Cum e percepută misiunea asta a școlii de către societate? Cum înțelege venitul la școală copilul? Pentru ce vine el la școală? Nu mă refer la cel micuț care merge în clasa întâia, cu toate că și ăsta știe cam pentru ce vine el la școală. Mă refer și la cel din ciclu gimnazial, pentru că acolo deja ar trebui să aibă un răspuns la întrebarea de ce vin eu la școală, pentru ce? Ce vreau eu să obțin de la școală, da? Cu ce vreau să mă aleg după ce finalizez studiile? Mă gândesc și la părinți care tot vor ceva de la școală, tot au niște așteptări ale lor. Problema noastră a tuturor și a școlii, ca și parte a societății noastre, pentru că școala este produsul societății și, de fapt, se schimbă odată cu societatea, trebuie să se racordeze la cerințele societății. Asta zicem noi în fiecare zi. Și, probabil, așteptările astea ale noastre nu se întâlnesc peste tot. Ele, undeva, sunt paralele. Așteptările noastre nu sunt foarte clare. Noi nu am învățat în societatea și în comunitatea noastră să clarificăm concret, să zicem, uite, școala face asta, părintele face asta, elevul trebuie să facă asta. Noi nu am clarificat lucrurile astea. Eu am impresia că foarte multe lucruri, probleme, care astăzi încercăm să le soluționăm, vine de la neînțelegerea aceasta. Sau noi o să creăm o comunitate, o societate în care avem o înțelegere și o acceptare a procesului educațional și a rezultatelor procesului educațional, sau și în continuare o să ne confruntăm cu probleme de tipul ăsta. Ce să facem la școală? Și o să ne văicărăm și o să încercăm să căutăm soluții, dar soluțiile o să fie pe mici dimensiuni, cum s-a menționat și la precedentul panel, educația este o chestie foarte complexă și nu admitem cazul, nu putem să admitem cazul că o schimbare micuță pe o dimensiune oarecare o să schimbe întreg sistem. Nu e posibil. E ca și provocare pentru noi, pentru toți, cum am putea face ca misiunea școlii să fie foarte clar. Eu am discutat astăzi cu elevii din Consiliul Național al Elevilor și i-am întrebat cum credeți, care este misiunea Ministerului Educației, ca pe urmă să deducem care este misiunea Consiliului Național al Elevilor. Da? Și am constatat că, de fapt, misiunea Ministerului Educației este așa de largă în percepția lor. Și asta le-au spus și informația care vine la ei, vine de la cadre didactice, de la părinți, de la colegii mai mari, de la toată lumea vine. Deci lumea nu știe ce înseamnă Ministerul Educației, nu știe de ce se ocupă acest organ. Mai mult ca atât, copiii nu-și dau seama că Ministerul Educației nu e atotputernic. Și de aici mă întreb ce trebuie să facem. Probabil că trebuie să comunicăm mai mult. Și trebuie să comunicăm foarte și foarte clar. Când Dan Perciun a făcut în prezentarea lui acel păinjeniș de relații, mă gândeam că acest păinjeniș de relații ar putea să contribuie nu doar la satisfacerea unor nevoi profesionale a cadrelor didactice. Cu toate că nevoile astea sunt de diferit ordin, dar cel mai important, ceea ce nu s-a zis azi la prima sesiune, eu ziceam că acel cadru didactic care o să se implice în comunicare cu altcineva pe forumul respectiv o să învețe să-și împărtă și experiența. Pentru că chiar dacă avem experiențe pozitive, nu fiecare poate să împărtășească experiența respectivă. Deci, două aspecte. Cum comunicăm despre ce vrem să facem, cine suntem,
cum facem lucrurile, care sunt rezultatele pe care le așteptăm, ca să convenim, să cădem de acord asupra acestor lucruri. Și al doilea aspect, cum profesionalizăm cadrele didactice. Pentru că atunci când vorbim despre profesionalizare, vorbim nu despre formarea în profesie, vorbim despre un alt nivel. Atunci când tu, ca și, nu ca și un muncitor calificat, dar ca și un profesionist, știi foarte clar de ce faci lucrurile, pentru ce faci lucrurile și ce așteptări ai, ce consecințe pot să aibă lucrurile pe care tu le faci la clasă. De exemplu, atunci când un cadru didactic îi spune părintelui: știți, copilul dumneavoastră are nota 8, e copil bun, ar putea fi și mai bine, da? Și aici se termină discuția și părintele stă acasă și îi spune: măi, dar mai învață și tu un pic, că îți trebuie nota 10 pentru medicină, da? Mai învață și tu un pic. Și nici cadrul didactic și nici părintele nu-și dau seama că copilul ăsta nu știe ce de fapt și cum trebuie să facă pentru ca să atingă alte rezultate, pentru ca să fie mai bun decât este azi, pentru ca să înregistreze niște, o creștere care va. Este foarte dificilă situația pentru că gradul de profesionalizare a majorității cadrelor didactice nu este cel pe care noi îl vrem. Noi vrem astăzi ca elevul care a absolvit școala nu doar să știe matematică, fizică, chimie. Noi vrem ca elevul ăsta să poată deosebi cel puțin ce înseamnă o descriere de o analiză comparativă. Ce înseamnă să faci o analiză comparativă? Ce poți compara cu ce? Sunt lucruri banale, sunt lucruri elementare, dar vă asigur că eu la anul 3, când încep cursurile mele, eu încep lucrul ăsta cu studenții. Două sesiuni începem să zicem ce înseamnă analiză. În percepția mea, analiza înseamnă asta. Ia cât ce proces de gândire este ăsta și ia cât ce rezultat aștept de la tine. Încearcă să analizezi, încearcă să compari. Da? Și atunci când compară și răspunde la întrebarea de ce crocodilul este mai mult lung decât verde sau de ce este mai mult verde decât lung, atunci se confruntă cu un miros de creier ars și fără răspunsuri. De ce nu sunt răspunsuri? Pentru că și în școală profesorul nu poate face lucrul ăsta. Nu am profesionalizat cadrul didactic și el nu poate să îl ajute pe copil să atingă acel nivel de care are el nevoie fără formule de chimie, de fizică și fără romane lecturate la literatură. Are nevoie de aceste procese de gândire, de aceste competențe generale, are nevoie în viața de fiecare zi. Noi am transformat un pic școala în plasarea informației utile, în ghilimele, în creierul copilului. Și asta este păcatul sistemului nostru cel mare. Ziceți despre cum putem să-l pregătim pentru piața muncii și care ar fi soluțiile. Soluții sunt foarte multe, dar ele sunt cumva aplicate în regional, așa fragmentar, și asta nu dă rezultate per sistem. Asta ne dă doar niște copii olimpici buni, niște copii care reușesc să se matriculeze la facultăți, la universități prestigioase, dar în sistem propriu-zis lucrurile nu se schimbă. Ce avem? Avem, de exemplu, azi dimineața am fost la proiectul, la o conferință a proiectului Școala Mea, da? Avem acolo 100 de instituții de învățământ care aplică, care lucrează cu părinții, care reușesc să se formeze pe parcurs, care au o altă abordare, altă atitudine și înțeleg lucrurile. Și se străduie să nu mai fie profesorii cei vechi despre care întrebați dumneavoastră de ce nu vor să aplice. Se străduie să facă față situației și să satisfacă așteptările elevului care știe mai mult decât profesorul, mai ales pe dimensiunea tehnologică. Avem o experiență foarte bună la Liceul Academiei de Științe, unde am schimbat planul de învățământ și copiii ăștia în 5 ore de biologie, dacă și-a selectat biologia, face 2 ore de biologie și 3 ore de aplicații practice în profunzime pentru a înțelege. Exact tot așa și la celelalte discipline. Și atunci nivelul de înțelegere se transformă în nivel de cunoștințe, cunoștințele fiind ceea ce deja ți aparține ție. Nu e o informație pe care tu o cunoști și o poți reda, dar e ceea ce ți aparține ție, ceea cu ce te poți descurca, poți face conexiuni cu alte lucruri și poți produce din asta ceva. Că asta este important. Noi am putea să vorbim foarte mult despre lucrurile astea.
să identificăm foarte multe dimensiuni mici pe care avem reușite. Dar probabil că toate lucrurile astea nu schimbă încă sistemul. Nu s-a creat masa critică. Eu cred că trebuie să vorbim mai mult despre educație, mai mult decât se vorbește acum, să vorbim mai clar despre educație, să vorbim mai aplicativ despre educație, să implicăm în discuțiile astea absolut toate categoriile și să putem să arătăm acele practici bune pentru a urmări ulterior pe cât ele sunt de aplicabile în alte contexte și pe cât ele sunt de preluate de alte instituții de învățământ. Asta este important. Dar pentru asta, dacă vreți o soluție mare la care, pe care mizez eu foarte mult, două zile în urmă a fost misiunea Băncii Mondiale în cadrul unui proiect pe care îl implementăm în cadrul Ministerului Educației și am reușit să convenim asupra unei extinderi pe un buget de 15 milioane care o să fie alocat doar pentru formarea cadrelor didactice. Am o singură temere, ca formarea asta să nu se transforme în una care o să fie în auditorii foarte frumoasă și mai departe nu o să aibă partea a doua aplicativă cu performanțe la nivel de clasă. E temere. E de gândit pentru noi, pentru toți, cum facem ca lucrurile să se schimbe. Eu cred că aici trebuie să termin. Vă mulțumesc foarte mult. Aici am terminat să luați o pauză pentru că o să avem sesiunea de întrebări. Vreau să încurajez cei care sunt aici să meditez la ce ne-a spus numai ce doamna Chicu despre această finanțare mare și posibilitatea de a contribui probabil la formarea unui program, da? de creștere profesională pentru cadrele didactice. Și într-adevăr trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră, nu există bagheta magică care ar putea într-o mișcare să rezolve problema din sistemul educațional, pentru că ele sunt foarte multe. Deci trebuie să ne învățăm, să formulăm și să identificăm foarte clar aceste probleme. Dacă îmi permiteți să fac o mică intervenție, noi am pregătit câteva voxuri și ca să completez prezentarea dumneavoastră, avem un vox în care i-am întrebat pe elevi și studenți ce schimbări ar vrea ei să vadă în cadrul instituției unde ei învață. Hai să vedem ce ne-au spus tinerii. Ce ai dorit să schimbi în universitate? Probabil pedagogi mai modern, da, care au viziuni mai modern. Aș dori să facem mai mult lucru practic, că atunci când plecăm să ne angajăm undeva, să fim deja pregătiți. Cred că în universitate ar trebui de adăugat mai mult practică. Mult mai mult practică. Ce vrea să schimbi în școală? În școală aș vrea să schimbă sistemul educațional, deoarece este, după părerea mea, unul din Uniunea Sovietică, 14 obiecte toate trebuie de știut și asta nu este fizic posibil. Personal nu aș dori să schimb nimic, deoarece școala este foarte bună, învăț din clasa 1 aici și mă aranjează totul în școală. Păi aș fi mai multe, nu știu, chestii de schimbat, dar cred că în principiu aș dori mai mult să schimb ca copiii elevi să-și poată aleagă obiectele de studiu pe care ar dori să-l învețe, obiectele de bază. Cred că rezonează foarte bine cu ceea ce ați vorbit dumneavoastră și două aspecte clar se evidențiază din acest vox. Este vorba despre mai multă practică, exact despre ceea ce vorbim și noi astăzi. Și mai puțin să învățăm, dar mai puțin informație pe care e greu să... și mai multă practică, să știm să aplicăm această informație. De altă parte, vreau să atrag atenția că specialiștii se formează în universități, în școli, da? Și acum, de exemplu, pentru mine, fiindcă am avut o discuție, acum am introdus un masterat nou la Universitatea de Stat, un masterat care este necesar pe piața de muncă, da? Și pentru mine nu este de fiecare dată clar cum reușim noi la masterat să introducem aceleași materii care sunt și la nivel licență. Deci care este valoarea practică a acestor materii care pot avea valoare practică în cazul în care deja se materializează într-o cercetare pe care studentul trebuie să o facă, având deja o bază de la licență. Pentru mine, de exemplu, în universitate, practic, sunt toate cadrele necesare pentru funcționarea optimă a unei societăți. Ai jurnalism care poate face promovare a universității, a catedrelor, laboratoarele la jurnaliști, au subiecte de lucru.
Deci noi avem, de exemplu, psihologie organizațională. Avem un teren enorm pentru a face diagnoza ce nu funcționează în instituție, ce poate fi optimizat. Avem facultatea de management care ar putea face cursuri de formare pentru managerii, deci șefii de catedră, pentru rectorat inclusiv, care nu s-au născut șef, care învață despre deci obligațiile de serviciu. Da? Și atunci, începând cu necesitățile universității, acolo deja se poate face practică. Ne mai vorbim de faptul că masteratul care noi l-am deschis presupune trimiterea studenților în penitenciare, fiindcă este vorba de psihologie judiciară, trimiterea studenților în instituțiile justiției care au nevoie de psihologi, de exemplu. Da? Deci, și aici, de multe ori, dacă vreau ceva să se întâmple, asta trebuie să fac eu ca profesor. Fiindcă această unitate în universitate nu este prevăzută. Da? Și atunci, foarte multe se țin pe dorința, pe factorul personal. Dacă vrei să faci, faci, da? Și ajungem la un moment dat să vorbim despre cum selectăm profesorii, că în fond nicio școală nu te învață să ai vocație de profesor. Asta nu este o tehnică, este motivație, este dorință. De ce și zic, într-adevăr, salariile profesorilor este bine să crească, cu condiția că se face o selecție și investește în oamenii care au vocație. Fiindcă la un moment dat am avut sarcina să fac o prezentare despre maestrie pedagogică. E foarte greu să găsești o definiție ce este maestrie pedagogică. Și mie cel mai mult mi-a plăcut Socrate, care de fapt zice că maestrie de a fi pedagog înseamnă nu a merge după curiculă, dar a vedea copiii, materialul cu care lucrezi și să construiești reieșind din ceea ce ai. Și de fapt problema de multe ori este că copilul se duce acasă și are mult mai multe teme de făcut pe acasă, că el stă 6 ore și face temele de acasă, în timp ce la școală petrece exact aceleași, poate mai puțin, da, 5-6 ore. Și atunci te gândești de fapt ce formăm noi. De ce copilul acasă lucrează la fel de mult ca și la școală? Fiindcă noi, adulții, ne-am lucrat orele, 8 ore la serviciu și ne-am dus acasă și ne vedem de viața noastră. Copiii de multe ori sunt puși deci, în situația de a munci la teme pe care ei în clasă nu le-au făcut. Respectiv, aici când ne gândim cum să facem școala mai atractivă pentru copii, inclusiv luăm programa și vedem. De exemplu, eu în școală, eu am învățat pe vremea sovieticilor. Eu nu am învățat limba. Eu am învățat după program limba franceză, dar pe atunci nimeni nu pleca în Franța. Și eu nu vedeam sensul de ce eu trebuie să învăț limba franceză dacă eu în Franța nu o să ajung niciodată. Această intangibilitate cu viața cotidiană, ea demotivează, că acum clar că îmi pare rău. Când am învățat franceza, că deja situația s-a schimbat, poți călători, da? Dar inclusiv la fizică, eu mi-aduc aminte cât de interesant era, fiindcă profesorul cu vocație ne arăta că fizica este în jurul nostru, că trăim într-un mediu fizic, da? Respectiv, sunt oameni capabili, doritori, motivați, pe ei este bine să-i atragem în sistem. Pentru ei este bine să creăm condiții, fiindcă pe vremea mea la Universitatea Creangă, pe un loc erau 22 de persoane. Pe un loc pentru poziție de pedagog în școală. Astăzi noi îi vânăm pe cei mai buni. Deci încercăm să îi aducem și, din păcate, nici cei mai buni nu meresc în sistem. Acum nu vreau să critic pe nimeni, dar unii oameni probabil s-ar simți mult mai satisfăcuți și personal și profesional în afara sistemului educațional. Pe când cei care sunt capabili, au vocație, ăștia este bine să îi aducem. Fiindcă, în fond, ăsta nu este doar un fizic, un matematician. El este o persoană cu vocație, care dorește și poate să împărtășe și să-i arate acelui copil relația dintre ceea ce învață și viața lui cotidiană. Ce facem dacă nu putem găsi oamenii cu vocație? Pentru că trăim într-o lume reală, nu putem... Rog, este adevărat că meseria de profesor nu este atractivă inclusiv sau o mare parte datorită aspectului financiar, da? Nu poți să-ți permiți un trai decent, în simplu motiv, dacă mergi să lucrezi ca profesor. Și apare și respectul de sine și așa mai departe. Deci, e chestia de vocație. Dar ce facem reieșind din situația pe care avem profesorii, pe care avem? Putem să le dăm instrumente clare, practice, pe care ei ar trebui să le introducă în sistemul de învățământ, care se poate lucra nu numai cineva care este talentat sau s-a născut de la Dumnezeu să devină profesor. Profesor, oameni simpli, așa cum sunt ei, la școală, în sate, unde chiar este foarte greu să găsești pe cineva neapărat cu vocație.
lucrăm cu cine avem. Ce instrumente putem să utilizăm, reieșind din cadrele didactice pe care le avem astăzi? Hai să personalizăm, Iulia. Ai prefera cu viitorii tăi copii să lucrezi un cadru didactic cu vocație sau fără vocație? Clar că aș vrea vocație, dar nu este. Nu este. Și atunci mai bine aș motiva un cadru didactic care să călătorească din școală în școală. L-aș motiva și l-aș achita, ca să mă asigur că copiii primesc educație de calitate. Nu au ce căuta în sistem oameni, fiindcă alții nu avem. Fiindcă noi distrugem generații întregi de copii și este vorba nu de aspect financiar, este vorba de valorile unei societăți. Deci, bani pentru pedagogi se găsesc, fiindcă pe noi ne costă mult mai mult lipsa de profesionalism decât să achităm în plus un specialist, lasă să călătorească. Eu îi asigur și transportul, da? Fiindcă în fond noi contribuim la bugetul statului. Noi vrem copiii noștri să fie educați de oameni care în altă parte nimeni nu ia, fiindcă n-au încotro și lucrează în școală, sau noi suntem gata să achităm pentru oameni care dau calitate. Fiindcă nimeni nu face copii ca cineva să pretindă că predă pentru ei, să pretindă că-i pasă. Dacă se poate să întind, doar un pic, două, trei gânduri, foarte scurtuți le zic, dar primul gând, educația este asemeni medicinii, da? Dacă ai după protocol, atunci când bolnavul, pacientul are febră și îi dai o aspirină, asta e după protocol, oricum medicul, dacă nu lucrează cu un pacient concret, dar lucrează cu unul virtual, are toate șansele să dea în vară. Pentru că sunt situații când trebuie să lași febra asta ca organismul să lupte, pentru că sunt situații în care aspirină nu-i poți da fiecăruia și nu știi cum, etc., etc. Deci trebuie să lucrezi cu fiecare în parte, pentru că omul ăsta mai are și altceva, nu știu ce acolo. Și atunci riști, aplicând niște reguli generale, niște instrumente foarte clare pe o situație care are context diferit de fapt. Dar copiii sunt absolut fiecare dintre ei diferiți. Mă gândeam la situația pe care ați spus-o și ca și problemă. În Chile, exact tot așa, s-a constatat că profesorii nu sunt pregătiți foarte bine. Și-au pus întrebarea ce facem. Hai să-i evaluăm pe toți și pe cei răi să-i zburătăcim din sistem, să-i alungăm din sistem, să rămână doar cei buni, da? Au încercat să facă lucrul ăsta și când au constatat ce se întâmplă în sistem și-au dat seama că nu o să aibă oameni care să lucreze în școli. Deci trebuie să lase oamenii în sistem. Strategie pe care au aplicat-o ei, au luat profesorul care nu face față situației după evaluarea pe care a trecut-o, da? Și încep să investească în acest profesor timp de 2 ani de zile, gratuit, din contul statului, pentru ca să-l formeze, să-l mentoreze, să aibă oameni în jur, ca să nu se simtă singur, să-l motiveze, să-și schimbe practicile de lucru. Da? Asta ar fi o soluție pe care am putea să o preluăm dacă avem grantul ăsta mare pentru formare continuă, să-l utilizăm rațional. Ar mai fi și o altă soluție. Atunci când Tatiana vorbește despre oameni cu vocație, eu vreau să menționez faptul că există oameni cu vocație, nu neapărat cu pedagogie și psihologie în spate. Da? Există oameni cu vocație de pedagog care sunt ingineri, care sunt medici, care sunt pe diferite alte dimensiuni. Da? Cunosc un tânăr care vrea să pornească un proiect foarte mare, exact cum era Teach for America, exact tot așa să fie unul Teach for Moldova. Deci, practic, un proiect în care tinerii ăștia vor fi susținuți și financiar și vor fi pregătiți cu modulul psihopedagogic necesar, dar dacă există dorința de a lucra și există acel potențial, el trebuie valorificat. Și ar putea un tânăr să meargă într-o localitate, să lucreze un an, doi, trei, pentru ca ulterior copiii ăștia să poată deveni, să poată crește. Eu mi-aduc aminte că la limba rusă în satul meu nu erau specialiști, nu erau profesori. Și în fiecare an venea câte un profesor nou. Probabil că nu rezistau mai mult decât un an de zile în școala noastră. Și mi-aduc aminte că am avut o profesoară care ne-a învățat să dansăm Polka Rachmaninova. Nu ține de limba rusă, dar uite așa mi s-a memorizat că avea o atitudine față de noi foarte și foarte deosebită, pentru că făcuse școală de balet, pentru că nu era profesoară de specialitate, dar limba rusă care am învățat-o cu ea și dansurile pe care le-am făcut împreună cu ea m-au marcat nu doar pe mine, dar pe mulți colegi din clasa mea. Asta trebuie să găsim.
Tatiana are dreptate. Trebuie să găsim omul cu vocație și omul care vrea să facă lucrurile bine. Mersi foarte mult. Totuși, cred că exemplul din Chile este interesant pentru noi. Da? Și foarte interesant. Mă tem că dacă am face aceeași evaluare în Republica Moldova, s-ar putea să ne trezim cu aceeași concluzie. Da. Ana, ce exact, părere aveți? Exact asta mă gândeam în cheia discuției pe care avem aici. Cred că calitatea rezultatelor, în general, în sistem, se datorează calității profesorilor. Sunt de acord că trebuie să existe profesori cu vocație, dar nu sunt de acord cu perspectiva în care zicem că profesorii care nu întrunesc cerințele sau standardele pe care le vom stabili minime de competența unui cadru didactic, asta ar însemna să fie scos din sistem, pentru că nu ne permitem luxul, în primul rând, în al doilea rând, pentru că vorbim de oameni, și în al treilea rând, cred că este foarte necesar să se intervină în aspectul ăsta de formare. Cred că o evaluare în care am stabilit care este, de fapt, situația pe țară, pentru că, la moment, utilizăm instrumente diferite de evaluare. Utilizăm și nu avem foarte clar pașii ce urmează după evaluare, sau cel puțin nu avem individualizați. Și cred că ceea ce s-a făcut sau ce s-a încercat a se face segmentul de îmbunătățirea calității cadrului didactic din sistem este, de fapt, o serie de acțiuni care, practic, au fost implementate secvențial. Sunt elemente pe care nu le-am mai văzut implementate și toată lumea întreabă, bine, veți evalua cadrele? Da, dar și cum le veți stimula? Pentru că meritocrația e foarte importantă, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice și cadrele manageriale. Ca să vorbim așa în cheie, statutul cadrului didactic în Republica Moldova este așa lamentabil, dacă am fi să-l comparăm cu, de exemplu, Japonia, care are statutul cadrului didactic ca fiind funcționari publici, iar noi nu avem lucrul acesta. Au un pachet social atractiv și deja prestigiul funcției sau postului acesta de cadru didactic nu poate fi comparat cu cel care este în Moldova. Avem puține instrumente pentru a stimula cadrele didactice care sunt performante și meritorii. Avem puține oportunități de promovare a acestor cadre didactice. Și mai ales ceea ce ar trebui să vină acum în conformitate cu codul educației, evaluarea anuală, internă, a cadrului didactice la nivel de instituții școlare, la nivel de administrații publice locale sau elaborarea acestor instrumente, trebuie să vină doar singulară. Și suportul Băncii Mondiale care ar veni să răspundă așteptărilor sau necesităților din Republica Moldova este important ca să vină pe segmentul de formare profesională a cadrelor. Dar ceea ce trebuie să îmbunătățim, cred că este faptul că formarea profesională pe care o avem la moment este, așa să zicem noi, în masă. Deci nu este individualizată. Profesorul care vine la formare nu numai decât își găsește răspuns la acele probleme sau la acele lacune pe care le întâlnește în activitatea de zi cu zi, el practic realizează un program de formare, dar asta nu îmbunătățește calitatea la clasa predării sau învățării sau procesele educaționale în general. Și asta ar trebui să fie schimbat. Dacă suportul acesta financiar ar veni să asigure ca acele programe de formare pe care le avem să răspundă necesităților individuale a formabilului, doar atunci vom putea vorbi despre un impact al formării propriu-zise. Cum putem să facem asta? Asta ar putea să fie în cazul în care am avea o redimensionare deja a ofertei de programe de formare pe care le avem în sistem, a instituțiilor de formare pe care le avem. Și dacă ar exista interesul în general de a se promova o altă variantă sau o altă oportunitate de formare pentru cadre, care nu se bazeze pe doar un program, să zicem, complet, de exemplu, 150 de ore, modulul psihopedagogie, dar să fie, de exemplu, modular, să presupună o formare pe anumite module. Și formabilii care vin să se formeze acolo, să fie cei care, de fapt, care să se testeze, de fapt, care sunt abilitățile, care sunt cunoștințele, competențele la moment, ca să știe ce segment să contribuie și să-și poată alege, de fapt, nivelul. Sunt oportunități care se oferă altor cadre, mă rog, din alte țări ale lumii, cadrul didactic își alege un program care răspunde necesităților. Selectează un anumit curs, ele sunt de obicei gratuite, dar asta este oportunitate de e-learning, da? O învățare la distanță. Este deschisă și pentru profesorii din Republica Moldova, doar că limitarea revine acolo unde avem bariera lingvistică. Majoritatea cursurilor vin în limba engleză și e mai puțin accesibil pentru ei. Dar dacă vorbim despre meritocrație și despre notare și despre, în general, competențe și gândire critică în învățământ, cred că problema e că concepem gândirea critică sau
competențele secolului 21, nu știu de ce le relaționăm doar la două discipline. Vorbim de matematică, vorbim de limbă și literatură română, nu știu cum. Și parcă asta e înțeles așa, secvențial. Și chiar și competențele digitale sunt relaționate doar la informatică, da? Dacă e competență digitală, înseamnă că asta trebuie să facă informatică și cu atât am pus punct, da? Prin asta, cu siguranță, nu vom îmbunătăți mare lucru, nu vom face în sistem să eficientizăm ceea ce este. Altă chestiune, privire, noi vorbim despre rezultate și calitatea rezultatelor învățării și raportăm aceste rezultate la PISA. Dar haideți să vedem dacă am lucrat suficient de mult, să vedem ce presupune acest test PISA și care este, de fapt, cum sunt structurați acei item și pe care nu regăsim manualele noastre școlare, cum sunt structurate sau care este curriculumul pe care îl avem în școală și care este concordanța între competență, conținut, de fapt, sarcini învățare și strategii didactice. Aici e o deficiență. Predăm într-un fel, evaluăm alt fel și zicem atunci că Republica Moldova nu atinge măcar standardele minime sau rezultatele la PISA sunt atât de slabe. S-au făcut careva formări în perioada recentă, dar cred că este insuficient atunci când se fac doar formări pe anumite secvențe și pe anumite aspecte, că ține doar de item, formulare de item, trebuie să vină și conținut, pentru că cadrul didactic vine la clasă cu un conținut care lucrează până la urmă, și selecția acestui conținut e importantă, pentru că mai mult nu înseamnă și mai bun. Altceva vreau să zic despre inițiativele pe care le-am auzit astăzi aici și conceptul de educație de la egal la egal îmi este cunoscut. Am avut parte de experiența de a fi coordonator regional a acestei experiențe. Văd într-adevăr impactul, dar cred că trebuie să fie extins și cred că dimensiunea aceasta a fost cumva așa pe o durată de timp. Avem problema, cred că, a proiectelor limitate în timp. Avem nevoie de durabilitate, avem nevoie de sustenabilitate. Și cred că suntem deficitari aici și la evaluare. Pentru că vorbim despre proces de predare-învățare, dar evaluarea trebuie să fie obiectivă, evaluarea trebuie să se axeze, trebuie să vezi ce predai și ce evaluezi. Și dacă noi nu avem la moment criterii unice de evaluare și notare, dacă o notă de la un profesor diferențiază cu o notă de la alt profesor acordat, dacă o notă acordată într-o școală e diferită de cealaltă din altă școală, atunci avem probleme aici. Și cred că chiar dacă vorbim despre încredere în sistem, ce am putea să schimbăm? Cred că e necesar să existe, să creeze această încredere în sistemul educațional, în general, între membrii unei comunități școlare, între cadre didactice, între elevi, în general, per sistem. Cred că e important să existe depolitizarea sistemului educațional în primul rând. Asta diminuează meritocrație, asta diminuează performanța. Și dacă vorbim la nivel de o comunitate școlară, cu siguranță trebuie să existe foarte clare, pentru, atât pentru cadrele manageriale, cât și pentru cadrele didactice, cel puțin o abordare unică sau niște instrumente cu care să se lucreze unice pe țară. Și nu, de exemplu, într-o anumită școală un director promovează un cadru didactic după anumite criterii, altul după altele și atunci cum putem să asigurăm că cel care a fost evaluat într-un fel sau altul este o evaluare calitativă sau identică. Ana, mi-a plăcut foarte mult ce a spus cu privire la ce percepem noi drept competențe și abilități. Da? Într-adevăr, gama de competențe și abilități este mult mai, mult mai largă decât o percepem noi. Noi eu cred că una din cele mai importante competențe, abilitatea asta, este gândirea critică. Da? Atunci când omul știe să gândească. Dacă el știe să gândească, el de mine este capabil să-și formeze potențial și alte competențe. Noi am făcut un mic experiment și am mers la profesori universitari și profesori de liceu și am întrebat pe ei cum ei predau gândirea critică sau ce instrumente metodologice folosesc pentru dezvoltarea gândirii critice. Ce metode utilizați dumneavoastră pentru dezvoltarea gândirii critice la elevi? Metode sunt foarte multe, dar cele mai des întâlnite de profesori sunt ca diagrama Venn, ca niște diagrama Z, ca niște comparări între diferite posibilități, dar toate diagramele sau toate metodele se utilizează în dependență de tema pe care vrem să o discutăm noi la ore. Metoda cognitivă, cu studenții niciodată nu vor avea gândire critică dacă nu vor cunoaște. Prin urmare, în primul rând, trebuie să se bazeze pe cunoaștere, să citească foarte mult, să analizeze și atunci poate să-și expună punctul de vedere. Am văzut și mulți profesori critică o chestiune pe care nu cunosc, nu studiază, nu e corect. Chiar avem segmente când studenții sunt testați într-un fel, sunt întrebați, sunt solicitați să se pronunțe și
opiniile lor bine justificate, bine argumentate, consolidate, sunt, servesc de model și pentru ceilalți care sunt mai timizi. De ce considerați că universitatea sau școala trebuie să dezvolte gândirea critică la studenți? Dacă nu se dezvolte școala, nu se dezvolte mediul familiar, nu are cine dezvolta. Așa că un loc important o are școala, dezvoltarea critică, constructivă, informarea profesionistă a studentului, viitorul specialist în domeniu. Așa, un mic vox care cumva probabil mult rezonează cu ceea ce a spus dumneavoastră, cu, după mine, o înțelegere destul de îngustă a conceptului de gândire critică. Aș vrea să utilizez acest moment pentru a trece la formatul interactiv. Cumva s-a conturat spațiul în care discutăm. Colegi, dacă vreți să contribuiți, să aveți ceva de spus, pentru că, da, vă rog foarte mult. În primul rând aș vrea să revenim la o sintagmă care a răsunat și în prima parte a întâlnirii noastre. Abordare sistemică. Noi în Republica Moldova avem multe investiții în educație. Din păcate, ele nu se fac concomitent, nu se fac masiv și nu se fac pe toată filiera. Începând de la grădiniță, terminând cu instituții superioare de învățământ și formarea continuă a cadrelor. Ori, dacă noi astăzi investim 15 milioane, 100 de milioane în cadrele didactice care activează astăzi în sistem, dar nu facem nimic la nivel de formare inițială a viitorilor profesori, atunci ceea ce facem noi permanent se completează cu alte cadre care necesită investiții ca să lucreze eficient în acest sistem. De aceea, dacă nu investim în toate treptele care presupun educație și dacă noi investim pe parcursul întregii vieți, pentru că este și acest concept, atunci degeaba investim. Ori investim masiv sistemic, ori investim câte o pic, ne lăudăm cu rezultate, zicem că avem experiențe foarte frumoase și peste un timp revenim la aceeași problemă, pentru că asta este sindromul anterioarului lui Arvite. Că am tăiat de acolo, am cârpit dincolo, am tăiat de dincolo, am cârpit dincolo și oricum rămâne o gaură undeva. Deci asta este un lucru pe care am vrut să-l spun. S-a spus astăzi despre foarte mult și colegii care au răspuns la întrebări. Este nevoie de cunoștințe, este nevoie de informații, este nevoie de, eu aș zice, problema nu este în câtă informație, problema este în ce facem cu această informație. Pentru că cât va decide fiecare persoană în funcție de ce are el nevoie. Dacă astăzi noi oferim atâta informație și arătăm cum să lucreze cu această informație, mâine societatea îi pune la dispoziție atâta informație și el cu asta nu știe ce să facă. Pentru că instrumentul este foarte important. Ce să facă cu informația? Cum să obțină informația? Cum să o identifice? Profesorul nu mai este o resursă în fața elevului, studentului. A fost o resursă cândva, când existau biblioteci doar pe lângă mănăstiri și aveau acces doar o parte la această informație și atunci era nevoie de profesor ca resursă. Acum profesorul este cel care nu este resursă, dar este facilitator, ghid. Ghid, facilitator, moderator, cel care poate să-l ajute pe cel care învață singur să identifice de unde se află, care e nivelul lui, de ce mai are nevoie încă, pentru că ajunge la acest nivel, pentru că asta e solicitat de societate. Și cu referință la formarea continuă. Formarea continuă a existat întotdeauna, profesorii au avut acces la formarea continuă, nimeni. Eu, asta sună foarte radical, dar o spun direct, nimeni niciodată nu s-a interesat ce a făcut profesorul după formarea continuă. S-a întors în sala de curs, în fața elevilor și a mai adus aminte ce a făcut acolo la formarea continuă. Îl ajută cineva să aplice dacă el se confruntă cu dificultăți în ceea ce a învățat nou? Ce înseamnă dezvoltarea gândirii critice? Există instrumente, dumneavoastră spuneați. Hai să dăm la fiecărui profesor instrumente. Dar noi putem să dăm oricui instrumente, dar nu fiecare va putea utiliza aceste instrumente. Pentru că și instrumentele nu rezolvă tot. Aici e vorba de factor uman, e vorba de elev, e vorba de personalitate, e vorba de necesități specifice. Și dacă noi o să venim să oferim
la cină 7 feluri de mâncare, o să zicem că nu-i bine. Exact același lucru, o să venim cu ceva care nu trebuie. Eu văd aici o mică dilemă, dacă îmi permiteți. Pe de o parte vrem să creăm ceva sistemic, pe de altă parte foarte mult contăm pe aspectul de vocație și aspectul de talent. Și totuși, haideți să canalizăm discuția un pic în dimensiune practică. Eu cunosc instrumente capabile să dezvolte gândire critică și care nu necesită ca profesor să fie geniu. Vă zic, este o colegă aici prezent, astea sunt dezbaterile. Absolut, instrument foarte, foarte simplu, în mare parte, orice profesor poate să aplice acest instrument începând de la clasele primare, în cadrul cursului de istorie, în cadrul cursului de filosofie, oriunde, da? Îi pui pe elevi să gândească, le dai scenarii, îi pui să construiască argumente. Nu trebuie să fie... Vreau să te rog, Academia de Dezbatere, avem aici un reprezentat, Debate Academy, este o inițiativă creată de elevi, așa? De ce ați ales dezbatere? De ce ați mers? Și de unde voi venit inspirația asta? Aici să încep de la partea personală. Personal, am intrat în lumea dezbaterilor odată la primul meu turneu. Pur și simplu am fost aruncat într-un turneu de dezbatere. Nu avem experiență, nu avem nimic. Și am făcut dezbatere. Mi-a făcut să discut, să argumentez poziția mea, să înțeleg despre ce vorbește celălalt și să mă explic. Pentru că înțelegeam că înainte mă explicam destul de bine. Lumea nu mă înțelegea. Și acum simt că sunt mult mai elocvent. Cine a fost mentorul tău în cadrul dezbaterilor? Cine vă învață pe voi? Doamna Mămăligă, de la mine, de la școală. Uh-huh. Iar profesoara, deci. Profesoara, corect. Într-adevăr, mai mult m-am dezvoltat și singur. Am fost la competiții internaționale, am fost și prin alte țări și am văzut trainerii cum predau. De ce am ales și dezbaterile? De ce am ales și Academie de Dezbatere? Iată, chiar singur, sunt pedagog la elevii mei. Uh-huh. Am un grup mic de 9 persoane la care predau, la care le zic cum să joace dezbateri. Câți ani ai, dacă nu te super? 18 ani. Și predai altora? Și predau deja altora, da. Nu garantez calitatea, dar garantez că va fi informație, că dezbaterile vor fi promovate și că ele o să continue să existe Republica Moldova. Noi vrem să promovăm spiritul dezbaterilor în cadrul Republicii Moldova, ca aceasta să aibă un punct foarte. Dar de când ai început să joci dezbatere? Ai început să citești mai mult? Da, de când am început să joc dezbatere, am început să citesc mai mult despre politică, despre economie, am început să mă dezvolt multilateral. Pentru că mă întâlneam cu teme despre macroeconomie, despre care nu știam nimic. Mă întâlneam cu teme despre imigranți, care din nou, nu urmăream noutățile și iată acum știu cam ce este treaba cu imigrația, cu criza din Grecia. Poate înainte nici nu avea să mă interesez de asta. Poate înainte avea să am un cerc mai restrâns de interes. Mersi, mersi, foarte, foarte interesant. Mai sunt exemple practice. Aici eu știu o organizație cehă în Moldova, se numește People in Need. E un program în care utilizează videouri informative, documentare, baza cărora lucrează cu tinerii, facilitează sesiuni în care se discută teme de violență în familie, teme de protejarea mediului, corupție, transparență și așa mai departe. Și eu am văzut cum acest instrument într-adevăr dezvoltă gândirea critică. Nu este foarte sofisticat. Avem o colegă de la Cultur Contact, voi aveți proiectul cu firma de exercițiu, care este un modul super practic. Întrebarea mea este dacă profesorii trebuie să într-adevăr să aibă, care predau firma de exercițiu, este nevoie să aibă să fie vocație, din talent, neapărat să fie profesori cu niște competențe deosebite sau cadrele didactice care sunt, ar putea aplica acest model. Do you need a translation? Yeah, I think it's easier for me if I can speak in English. No, I think indeed you always need initiative. I mean, you don't need a teacher that is specifically prepared, but you still need initiative because with the schools that we work with that introduce this kind of practice, you cannot force anybody, then it's just a paper exercise. You still need, I think, people that take the initiative, but then you don't need to be specifically prepared. I mean, there is a certain methodology to follow. You can integrate it indeed in the practical classes. But what I want to add maybe is that I'll just quickly translate. Oh, sorry. Ceea ce spune Nadia este că există metodologia și foarte mult contează să există inițiativa asta, dorința de a implementa acest proiect și viziunea.
respectiv profesorul nu necesită niște competențe extra ieșite din comun, dar atâta timp cât este această metodologie care are sens, care este una consolidată, lucrurile se pot mișca. Maybe just to add, because I think this is indeed a very nice example of how we can introduce practice without a lot of additional effort. We all learn by doing. I mean, the only way you actually learn is by doing. And we always talk about the lack of practical education within the educational system, the voices that we heard spoke about it. So this is indeed a method which introduces not only an innovative way, but of teaching, like a responsible way of teaching, interactive way of teaching, but it prepares really the kids with the competencies that we need in the labor market. And not only the kids, but also the teachers involved. They themselves develop during the course of implementing. Ceea ce spune Nadia este că foarte mult contează este să ai posibilitate, pentru că noi învățăm lucrurile făcându-le, da? Learning by doing, atunci când faci, când înțelegi că nu ai posibilitatea să le practici. Respectiv, aspectul de practică este super, super, super important atunci când formăm competențele care sunt necesare pe piața de muncă. And if you could just add a few more words, like, what you think is the range of competences that is required today by our market? Like few, name like five key competences that you think the academic environment should develop. Mm-hmm. I think what is most important from my point of view, and I sat on many interview panels, for example, during the last couple of years in a different job, and what people need is really these transferable skills. You don't need to be prepared as the kid said, in 14 different subjects in detail, but you need transferable skills that you can apply in whatever situation that you are put to work. Problem solving, I think, is a very critical capacity. I mean, critical thinking, indeed. We talked about the capacity to analyze, to connect different subjects, to indeed make an assimilation of things. The problems that we're dealing with in the labor market in the world, they are very complex. They are not in silos. We talked today, the introduction of sustainable development. This is not something that you can solve just through one lens. People need to be able to think complex, to think system-wise. And I think coming back to this firma de exercitio, here indeed it helps people to connect the dots between, okay, what I learn, I don't know, in a professional school about baking a placinta with, how do I market this, what are my competitors, and by introducing this already in the school, you prepare the people to Doar în câteva cuvinte voi traduce ce a zis Nadia. Zice că este foarte important să ne concentrăm pe abilități transferabile și dânsa a menționat câteva care ea crede că sunt importante pe piață și asta este capacitatea de a rezolva probleme. Este competență foarte importantă, gândirea analitică, iar pentru a susține dezvoltarea sustenabilă este foarte importantă această gândire sistemică, când poți să gândești în complexitatea, să vezi lucrurile în complexitate și să poți să conectezi anumite diferite elemente. La fel, firma de exercițiu fiind acel model unde studentul de la colegiu, de exemplu, el învață cum să coacă plăcinte, dar în același timp, prin practică, mergând la o companie unde el are posibilitatea să practice, el vede cum poți să vinzi acele plăcinte, cum faci o strategie de marketing, adică niște abilități care tot în sumă te fac ulterior competitiv pe piața de muncă, da? Tatiana, da. Eu vreau să cumva împartă și experiența mea de lucru și studiu în Suedia, unde din școală copiii sunt puși să lucreze la proiecte în comun. Lucrând într-un grup, acolo vrei, nu vrei, negociezi ideea și poziția și argumentul pentru a face un eseu, pentru a face un proiect comun. În universități, de asemenea, am făcut și poze, de păcate nu știam că ajungem la această discuție, spațiile sunt organizate pentru lucru în grup.
Deci sunt teme care se lucrează individual, dar foarte multe dintre sarcinile pentru acasă sau la sfârșitul semestrului este bine să vină câte 5 studenți, de exemplu, lucrând la un proiect. Și este dificil să lucrezi cu cineva. Cineva lucrează mai repede, cineva lucrează mai încet, dar în felul ăsta, ca instituție de învățământ, eu învăț să colaboreze. Fiindcă chiar azi vorbeam și cu un medic german care zicea că problema noastră este de multe ori că este greu să pună mâna pe telefon și să sune un coleg care să intervină pe caz. Eu lucrez și în domeniul asistenței și protecției drepturilor copiilor și de multe ori intervențiile sunt multidisciplinare, ori specialiștii noștri nu sunt pregătiți să lucreze în echipă. Fiecare își face mult mai ușor singurel treaba. Deci asta este o abilitate critică care este bine să o învățăm atunci când formăm specialiști. Da? Eu am încercat să fac la seminariile mele astfel cu studenții, dar cum se întâmplă la noi frecvent la toate nivelele, cine știe, poate restul se culcă pe parte și la sfârșit vor o parte din notă să le, să le fie atribuită. Da. Din păcate, asta este bine să facă nu un singur profesor la o catedră. Asta este bine să fie concept politică la nivel de instituție de învățământ. Ce vrem noi să dezvoltăm și cum noi asta vom face? Care sunt regulile de joc? Deoarece, de exemplu, am avut studenți care îs obișnuiți, au zis două cuvinte, am avut studenți care au terminat licee foarte prestigioase, care au zis că la liceu a fost mult mai dificil decât în universitate. În universitate ei s-au relaxat. Pentru că dacă ai scos o definiție, tu deja ai 3 puncte de notă. Dacă ai mai povestit ceva ce ai auzit, nu neapărat ai citit, tu deja ți-ai luat examenul. Ori la liceu trebuia să învețe mult mai mult, mult mai riguros, mult mai structurat. Respectiv, deci mulți dintre studenții noștri, cu care noi suntem foarte umaniști, noi susținem, noi înțelegem, n-ai învățat, hai las că data viitoare, nu știu unde e biblioteca, hai las că mă duc și îți arăt unde e biblioteca, nu te penalizez. Și respectiv am avut o studentă care, ajungând la universitate testimițeană, zice, acolo chiar se face școală. Acolo, dacă nu știi, acolo îți primești un 2. Deci, cu alte cuvinte, este vorba de cadrele didactice care au o atitudine uniformă față de cât trebuie să cunoști pentru a promova un examen. În baza unei definiții eu nu te pot promova. Deci, fiindcă inclusiv eu te învăț să înveți, eu te învăț să te orientezi. Când va merge pe piața muncii, el este bine să fie capabil să respecte timpul când se începe serviciul, să respecte deadline-ul când trebuie să dea proiectul pe masa șefului. Și asta se învață din facultate. Să colaboreze cu alți specialiști și asta tot se învață în lucru în grup. Din păcate, noi de multe ori intrăm în niște automatisme, venim, ne predăm lecțiile, mergem, ne ocupăm de viața noastră, etc. Din păcate, la moment, în viziunea mea, lipsește un concept. Cum vrem să organizăm procesul? De ce facem asta? Și de multe ori procesele la noi se implementează cumva, inițiativa e bună, dar nu dusă până la capăt. Și aici am promis Anei că o voi provoca. Deci mie mi se pare absolut superbă ideea meritocrației în învățământ. Dar pentru un profesor, da, care lucrează în sistem, ce ar însemna meritocrație? Ce presupune pentru un cadru didactic meritocrația? Bine, asta ar însemna până la urmă și promovarea și evaluarea corectă obiectivă a elevilor. Dacă vorbesc pe evaluare. Asta ca sarcini a profesorului. Exact. Așa. Pentru că, de fapt, lucrează cu elevii și în cazul în care îi strecurăm favoritismul și alte lucruri, atunci elevul care este pasionat sau foarte mult își dorește să învețe, practic, el este demotivat. Și atunci când apare demotivarea sau, de exemplu, vede cât de incorrect un coleg de-a lui și poți să vorbești despre experiența fetei mele, da? Exact asta, intra 8-a și atunci spune, mamă, am lucrat 3 ore la un proiect și doamna profesoară a spus că nu te evaluez, că nu te-au ascultat colegii. Și colega ei care a copiat asta de pe internet, pentru că profesorul nu toți verifică dacă este copiat sau nu, și a primit 10. Și zic, bine, care e lecția până la urmă? Și
chestiile astea se strecoară, dacă vorbim de ele. Să da. Din internet. Așa. Și alte chestiuni, nu, pentru că acum e foarte în vogă să se facă proiectul de ăsta, știți, așa, PowerPoint, prezinți un filmuleț, primește notă mai mare, pentru că știi să utilizezi calculatorul. Așa, exact. Și altceva, dacă vorbim despre cadrul didactic, atunci când el activează într-un colectiv de profesori, în care vede că munca pe care o depune, rezultatele pe care le are și atitudinea și, în general, valorile pe care le promovează, de fapt, nu sunt apreciate la nivel de colectiv, la nivel de administrație și cadre didactic, și asta demotivează și cadrul didactic. Și experiențe din astea ar fi multe care ar putea fi istorisite. Dar care este sistemul pe care noi îl avem astăzi care să susțină cadrele didactice? Și eu acum am în minte experiența din nou a Suediei, unde un cadru didactic se află în acest sistem 15 ani, după care se consideră că omul profesional un pic arde. Da? Care este creșterea lui în sistem? Fiindcă ai o generație crescută, a doua generație crescută, oamenii se dezvoltă, viața merge înainte. El este tot acolo ca și 15 ani înainte. Cum, care este sistemul meritocrației pentru el? Unde, ce facem noi ca să-l dezvoltăm? Avem un pic de atestare, pentru că avem atâta cât avem în procesul de atestare, atunci când cadrul didactic, ținând cont de experiență și o competență, are dreptul să pretinde la un grad didactic și o anumită, hai să zicem așa, un pachet atractiv de un procent acolo salariul, un anumit procent, da? De majoritatea salariului. Și, pe de altă parte, există, pentru cadrele didactice, există și posibilitatea de promovare într-o funcție de conducere la nivel de instituție. Hai să zicem, poate fi, chiar dacă este, să zicem, și funcții din astea mai mult de voluntariat, de șef de catedră, ca fiind, devenind o resursă deja pentru alte cadre didactice din instituție, sau chiar în funcție de director adjunct și altele. Problema ar putea să vină atunci când vom avea sau nu vom avea criterii unice de selecție a acestor cadre manageriale sau cadre de conducere, dacă vorbim și director adjunct, și asta vine ca un fir roșu de probleme în jos. Dacă îmi permiteți, fetelor, să intervin aici, eu mă gândesc la niște cifre, niște date statistice din sistemul nostru educațional și niște atenționări care vin de la șefii direcțiilor de învățământ, care zic următorul lucru. Noi avem tot mai multe grade cadre didactice care nu au nevoie de susținerea gradului didactic, nu au nevoie să fie atestate. Dați eu pace și vă dă 10. Deci e mai bine de 60% din cadrele didactice care nu doresc să se atesteze, nu doresc să se expună unei evaluări din exterior și nu mai vor nimic decât să fie lăsați în pace. Despre asta probabil vorbea și doamna de la Culturi Contact. E vorba de motivație și de inițiativa omului dacă el vrea să facă. Noi avem în sistem circa 60% de cadre didactici care nu vor să facă nimic. Dați-i pace că el știe ce are de făcut atunci când intră în clasă. Îmi place foarte mult comparația care o face cineva, nu mai amintesc de unde am luat lucrul ăsta, când cineva compară armata cu școala și se zice că în armată cum se întâmplă? Se dă un ordin de sus de la minister, generalul preia ordinul ăsta, îl transmite capitanului, capitanul preia întocmai, îl transmite sergentului, sergentul îl transmite iarăși întocmai soldatului și soldatul ăsta și ăsta îl îndeplinește întocmai ordinul ăsta. În sistemul educațional se întâmplă la fel tot așa. Ministrul ordonează, șeful direcției de învățământ transmite ordinul directorului de școală, directorul de școală transmite ordinul profesorului, dar profesorul intră în clasă, spre deosebire de armată, închide ușa după sine și face ce știe, ce poate el face mai bine. Asta este diferența, că el nu îndeplinește sarcinile care îi se pun în fața lui, pentru că el e unul la unul cu copilul în clasă care nu știe ce sarcină are cadrul didactic. Atunci când avem o masă atât de mare de cadre didactice care nu sunt motivați să crească profesional, care nu au inițiativă și dorință de a schimba lucrurile, care se simt confortabil așa cum sunt ei, atunci avem o problemă de alt ordin. Și atunci când vorbim și despre vocație și despre persoana care intră în clasă la elevi, cred că trebuie să ținem cont și de aspectul ăsta care a devenit o problemă sesizată acum de jumătate de an cu care trebuie să facem ceva.
La moment e dificil să zici ce trebuie să faci, dar e problemă mare. Ce fac suedezii? Deci profesorul știe că în 15 ani el are cale deschisă spre a intra în tot felul de comisii, în tot felul de grupuri. Da? De exemplu, scrie manual nu cel care e returnat facultatea, scrie manual persoana care are experiență nemijlocită cu copii, înțelege procesul de învățare la copii. Sau, de exemplu, fac politici nu cei de sus care dau ordine. Propuneri pentru politici vin de jos. Oamenii care se confruntă cu anumite probleme și ei nu discută problema, ei vin cu soluții pentru problema și atunci soluțiile ele sunt cumva legate de realitate, ele nu vin strict teoretic, ele vin din teren, de la oamenii care, învățând să fie pedagogi, de asemenea învață cum se rezolvă problemele. Teamul suedează este superb, eu nici nu pun la îndoială și toate aspectele astea au sens, da. O să învățăm, da. Nu vreau să fiu pesimistă, dar cred că o să durează mult. Mai avem până să ajungem acolo, atunci când vorbim de acelea comisii sau de nivelul de inițiativă civică de jos în sus, oamenii sunt pasivi, oamenii nu vor să contribuie, nu înțeleg. Noi despre asta am vorbit de multe ori și în alte... De lector. De exemplu, eu astăzi nu sunt motivată să iau doctoratul. El, am nevoie de el pentru nu știu care funcție. Ce îmi dă mie funcția aceasta? Îmi dă plus 500 de lei la salariu. Eu nu am nevoie de acești 500 de lei. Fiindcă condițiile în care se susține azi doctoratul, să pot spune cu multe semne de întrebare. Exact așa mă gândesc și profesorul din teren, care nu are nevoie, fiindcă care este perspectiva? E adevărat. Dorința mea era astăzi să încercăm să venim cu niște idei, să vedem ce putem să schimbăm, da? Noi știm, problemele sunt foarte multe și o să putem să le discutăm 3, 4, 5 zile, da. Și noi le vedem. Perspective. Și, da. Haideți să ne gândim în dimensiunea unor idei concrete, da, cum nu știu cum este program dezbateri, cum este firma de exercițiu, mentorat, bună oară, da, sau care sunt realiste în contextul Moldovei. Haideți să fim realiști, că asta este una din ideile centrale. Colectează câte o frază de la toți care vor să mai spună, pentru că ne apropiem de sfârșit. Pe rând, da. În spate, vă rog. Ce să folosim chiar aceeași sistemă de mentorat cu profesori de România, care se vină la noi, să predea lecții lor cum ei știu mai bine, după cum s-au adaptat ei la curriculum european și să îmbunătățim situația în general la educație. Ce să pare un lucru tangibil și realizat după punctul meu? Suntem aproape, costul nostru e așa de mare și este implementat. Și mentorat ar putea să facă inclusiv pentru colegii lor, pentru cadrele didactice, de aici să le învețe. Ideea e foarte bună. Noi avem deja implementat sistemul de mentorat în învățământul preșcolar și funcționează foarte bine. Dar vreau să zic altceva despre încă un context care poate crea condiții ca cadrul didactic să vrea să se dezvolte și să se dezvolte dacă este în contextul ăsta. Ce trebuie de făcut? Am încercat o experiență de aplicare a cercetărilor acțiune. Când cadrul didactic identifică o problemă cu care se confruntă la clasă, studiază resursele care ar putea să-i ofere un răspuns, găsește o soluție, o implementează, o fundamentează științific, pentru că deja știți despre asta ceva, și este o experiență încheiată pe care o poate oferi oricui dintre colegii lui care se confruntă cu aceeași problemă și care o poate aplica adaptându-o un pic. Deci, mentoratul, cercetările, acțiune sunt contextul care poate să schimbe foarte mult. Ok, mersi foarte mult. Ce idei practice mai sunt? Nadia, te rog. Just very quickly, it's another project that we are currently implementing with professional schools and colleges, which tries to promote a bigger amount of entrepreneurial work of the schools. Mm-hmm. They prepare professionals, but at the same time they can already, in the course of studying, provide services to the real market, sell their products, be it, I don't know, uniforms that they make or the bread that they bake. But at the same time, there needs to be an incentive for the school that actually, when they are successful in these activities and earn money, that they have a greater autonomy to actually use it internally to train their staff, to maybe top up the salaries, to attract better professionals. And at the same time, the attractiveness of the school very much increases for potential
the school will be able to attract more students, better students, which are at the same time better prepared for the labor market. Este vorba despre un proiect al Cultur Contact în care colegiile și Oxford University, colegii și școlile profesionale sunt încurajate să-și formeze propriile servicii pe care să le presteze contra bani, respectiv să aibă venit suplimentar. Acum dilema sau problema este la nivel de motivație, pentru că ceea ce vor universitățile este, sau aceste instituții educaționale, mai multă autonomie în administrarea, gestionarea acestor bani ulterioară. Respectiv aici, nu știu, trebuie că se negocieze cu... Întotdeauna sunt probleme. Au apărut probleme în ultima jumătate de an cu un cadru normativ nou. Așa întâmplă, când încerci să rezolvă o problemă, neapărat apare altă problemă. S-a făcut o modificare care e în detrimentul utilizării banilor în cadrul. Deci ei ar trebui să plătească impozite pe banii respectivi și asta este o problemă pentru ei acum. Da, înțeleg. Colegi, haideți, pentru că ne apropiem de final, vreau să rog vorbitorii din panel să veniți cu o frază, două, cu idei care credeți că în mod practic poate fi realizată, cu un gând constructiv care noi toți am putea să plecăm de astăzi și poate, cine știe, să contribuim la acest gând. Eu vin cu cuvântul sinergie. Sinergie, atunci când o să ne unim toți eforturile și o să facem totul cu abordare sistemică, o să reușim. Un exemplu concret. Ziceau în primul panel, da, în sesiunea precedentă, se spunea despre faptul că un elev singur nu poate să aplice și nu poate să schimbe mediul în jurul său. Noi avem experiențe de formare continuă a cadrelor didactice în instituții de învățământ. Atunci când în instituție de învățământ creezi o masă critică de oameni care schimbă lucrurile, atunci și ceilalte cadre didactice vor, nu vor, dar se raliază acestor experiențe noi și se schimbă. Deci nu e formare continuă eficientă atunci când din fiecare instituție îți vine câte un cadru didactic și ulterior el este aruncat într-un mediu străin practicilor noi. E util să faci formare în organizații. Deci eu am să optez pentru formula asta de organizare a formării continuă a cadrelor didactice, inclusiv și din proiectul care vine mare. Deci sinergie și formare la ei acasă, acolo exact, unde în context pentru a crea pe loc masa critică de suport, de susținere, comunitate de învățare în instituția de învățământ și dezvoltarea instituției. Da. Eu cred că e o lecție de învățat pe care trebuie să o notăm. Dar cred că e importantă în continuare ideea pe care a lansat-o doamna Chicu cu formarea cadrelor. Cred că este foarte important să vedem, să revizim într-adevăr acele programe de formare și sporim gradul de aplicabilitate sau gradul de pondere acesta între teorie și practică ce se face în formare. Da? Ca să-l poți ajuta pe un cadru, trebuie să-l susții, trebuie să-i monitorizezi ce se întâmplă, să vezi ce este la clasă, ca să poți veni poate cu o soluție acolo pe moment. E mai util decât ți-i propui doar un program și să nu vezi ce se întâmplă, pentru că omul învață din ceea ce face. Și, într-adevăr, așa cum spunea și doamna Sclipos, e important să vezi ce impact are acea formare. Trebuie să existe și o monitorizare gândită a aspectului de formare. Și, cu siguranță, ce este destul de important este și această energie pe care a menționat-o și doamna Chicu. Cred că trebuie să avem, în primul rând, o consecvență în implementarea reformelor în educație. Că dacă lucrurile vor veni, deci la fiecare câțiva, 2-3 ani, vom avea schimbări și lucruri care se propun într-un fel și revin altfel sau dau înapoi, atunci nu mai avansăm. Sper că astrele să liniez astfel, cât să dăm o continuitate în sistemul educațional. Da, și eu aș vedea ideea de consecutivitate care este importantă. Dacă fac referire la gândirea critică, este bine ea să se regăsească la toate nivelele din sistem, fiindcă doar un profesor cu gândirea critică este capabil să dezvolte gândirea critică. Pentru ca profesorul să aibă gândirea critică, este bine să fie auzit de cei care sunt deasupra lui, inclusiv de la nivel de minister al educației. Și probabil asta ar fi un pas de a dezbate câteva provocări pe care le avem noi. Și inițiativa despre care a vorbit Dan astăzi, da, ca profesorii să poată comunica între ei, asta e o platformă pentru dezvoltarea gândirii critice. Și sunt o sumedenie de activități care deja se utilizează,
inclusiv speranța mea este că într-o bună zi noi vom reuși să colaborăm specialiști din toate sectoarele ca să facem posibile toate aceste reforme. Dar până atunci, probabil, este bine să dezvoltăm acea masă critică și să învățăm pe copii de la grădiniță, prin școală, să lucreze în echipe, să nu se teamă să-și expună opiniile, să învețe să colaboreze. Apropo de expus opiniile, mi-a stat foarte mult. Când am început să joc dezbateri, fiind debater din clasa 8-a, eu am început să fiu apreciată, pentru că în dezbateri tu trebuie să știi să-ți argumentezi punctul de vedere. A fost apreciată pentru lucruri care de obicei primeam în cap de la profesori în liceu, da? Că m-ai contrazis, că ai o poziție diferită și așa mai departe. Într-adevăr, este legată și de cultura noastră, per general, da? În ce măsură noi tolerăm alții să gândească altfel decât noi, în ce măsură știm să tolerăm o altă părere. Și asta cred că se reflectă și asupra profesorilor. Eu, cu un mic gând, la sfârșit, am lucrat într-un workshop cu două grupuri diferite. Era un grup în același timp copiii din clasa 3-a, 4-a și în același sală, în același workshop erau copii din clasa 5-a și 6-a. Și pentru mine a fost o experiență fascinantă, pentru că copiii de mai mici, din clasa 3-a, 4-a, mult mai bine comunicau între ei, erau mult mai creativi, erau mult mai eficienți, am stabilit cu ei din start legătura și atunci m-am întrebat, de ce se întâmplă la școală, că iată tot talentul ăsta cu care ei s-au născut, de interacționa între ei, de a comunica, de a crea, de a face, cumva societatea noastră, inclusiv școala, l-a limitat, da? L-a descurajat. A fost așa, da, undeva l-a formatat. E că, cu acest gând, haideți să cetăm să formatăm pe copii. Eu am impresia că ei au mult mai mult decât trebuie să-i respectăm și trebuie să învățăm să respectăm părerea altora și inclusiv a copiilor. Chiar dacă noi credem că ei sunt mici și n-au experiență, ei s-ar putea să știe ceva ce noi nu știm. Siguranță. Cu acest gând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Să mulțumesc echipei de la Privesc Eu care a fost alături de noi și sper că ne-a oferit posibilitatea să ne facem auziți de cei care n-au putut veni. Sper să ne revedem și să plecăm cu anume gânduri constructive pe care poate le implementăm într-o bună zi. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc organizatorilor. Să fie de bine. Și ne vă mulțumim. Să dea Domnul să se schimbe lucrurile și noi să avem suficient trei de caracter, energie și inspirație să promovăm schimbarea. Poftim? Toți împreună. Păi noi trebuie să pornească cineva și trebuie să pornim noi, cine altul.